astăzi voi testa 100 de mituri bântuite în GTA și primul mit spune că dacă mergi în GTA atunci când este furtuna afară în cimitir, frate, vei găsi o văduvă care te va ataca, o femeie văduvă care te va ataca. Băi, deci nu, opa, ce? Bă, cine e ăla? Stați un pic că se întâmplă ceva, trebuie să ne dăm jos din mașină neapărat. Bă, da după mine! Da după mine, cine e ăla? Mamă, frate. Femeia văduvă! Femeia văduvă în cimitir! Nu cred! Bă, nu moare femeia văduvă, ajutor! Vai de capul meu, mitul ăsta este real. Uite, ăla e preotul văduv. Preotul care i-a omorât soțul femeii văduve. Cuțitele! Nu! Nu cred! Ești din fața mea, preotule văduv! Ia uite-l, bă! E preotul văduv, bă, fraților, uitați-vă un pic. Nu, nu, cuțitele! Bă, vai de capul meu. Bun, deci, cred că mitul ăsta este real, dar hai să vedem totuși că avem ceva însemnat pe hartă. Și hai să vedem dacă se întâmplă ceva exact acolo. Flăcări în cimitir. Bă, ce e asta? Femeia văduvă care... Ce? Două femei... O femeie, o baltă de sânge și o femeie văduvă arsă de vie cuțitele! Bă, ce se întâmplă cu aceste cuțite? Nu pot să dau după ele! Știu ce fac. Grenada. Grenada salvează tot. Fugi, Coștine! Fugi! Au murit, mă, văduvele. Fugi în apă, fugi în apă. Femeile văduve nu știu să fugă în apă. Muriți, văduvelor! Mamă, frate, bă, deci nu e bună. Nu se întâmplă bine ce se întâmplă. Unde sunt, mă, văduvele, mă? Am scăpat de ele, le-am detonat? Bă, nu le-am detonat, uite! Vin cuțitele după mine! Ce se întâmplă, frate? Cum scap de ele? Să-mi spună cineva, bă! Ce sunt astea, elele? Iar a luat foc, focul albostru! Mamă, frate, bă, deci mitul ăsta e adevărat, o să încerc să scap de văduvele astea nebune. Ok, am dat una direct în freză, cred. Și o să continuăm cu următorul mit, pentru că mitul ăsta este adevărat, fraților. Dacă mergi când este furtuna afară în GTA, în cimitir, vei găsi femeia văduvă care te va omorâ. Sau cel puțin va vrea să te omoare, dar noi fugim, nu stăm să ne omoare ea, bă. La 3 dimineața, este exact 3 dimineața, va apărea un clown, bă! Stai un pic! Bă, dă clownul după mine, fugi, Costie! Mașina de clown, frate! De ce vine după mine? Ideea e că noi ar trebui să urmărim mașina de clown, dar cred că pentru că ne-a depistat mașina de clown, ne va urmări pe noi, așa că vom încerca să scăpăm de ea, dar să nu scăpăm de ea, nu știu cum să vă explic. Uitați-vă că e mașina clownului exact... Cât sunt? Ce sunt ăștia toți clownii de pe fața pământului? Dispăresc din fața mea, clowni urâcioși! Urâților! Bă, ăștia sunt clown pe bune, gen! Ce se întâmplă cu clownii ăștia, bă, fratele meu? Nu, că gata. Unde e o mașina? Uite că vin. Stai că mă ascund undeva. Poate nu mă vede. Muriți, clownii urâți! Bă, deci... Mamă, scoate sunetul. Mi s-a ridicat părul pe mâini. Scoate... Bă, unde să ia? Stai! Culcat, domnule clown! Muriți, urâților, dispăreți din fața mea. Deci clownii sunt reali în GTA. Voi sunteți, mă? Au unul static. Bă, ce? Ce se întâmplă? Stați, culcați, am zis. Culcați, am zis. Unde, mă, unde? Unde mai e, mă, clown? Acolo mai e. Nu, ăla a murit. Bă, trebuie să... Bă, dar ce urâți sunt, uitați-vă un pic la ei. Uite-l pe ăsta. Tu ai răpit omul ăla, mă? Uleă, iese sângerean. Uite și o gagică, clown. Bună, frumoasă. Bă, dar nu știu ce să fac cu omul ăsta. Cred că o să-l duc la femeie. Bă, ce claxon are! What? Ce se întâmplă? Bă, dar nu știu cum să-l scap pe omul ăsta de aici, din uite, trenul. Nu știu cum să-l scap de aici, din spate. Are cineva vreo idee cum pot să-l scot pe omul ăsta de aici? Femeie, clown! Ai cheile de la dubă aici? Ia mă să o vedem, e frumoasă gagica clown? Vezi că e gagica clown sau e vreun gagic?
clown, a? A? Bă, dar cum îl scoatem pe băiatul ăsta? Haide, bă, ești pe geam și tu, că ți-am spart geamurile. Ieși și tu pe geam ca băieții. Ce ți-e frică așa, mă, vrei să dau după tine? Hai, gata, cred că era mână-mână cu ei oricum, bă, fraților, așa că mergem la următorul mit. Ci că există niște creaturi ale nopții exact în această zonă, în satul ăsta. Avem o mașină, este noapte, știu că nu se vede mare lucru, dar o să încerc să fac lumină cu farurile. Bă, cred că dacă, sincer, dacă iau mașina asta, cred că o să-mi facă mai... A, uite, gata, am făcut deja mai multă lumină cu asta. Bun, și hai să vedem dacă găsim creaturile... Ce e? O creatură a nopții? Mi-e cam frică, sincer să vă zic, de asta stau și în mașină, pentru că nu știu la ce să mă aștept în momentul de față. Văd că e niște fum pe aici sau ceva, ceea ce nu pare să fie bine deloc. Dar hai să vedem dacă chiar există creaturile nopții aici în zona asta sau nu. Mașina asta nu știu ce-i cu ea aici. O fi cineva în ea, mă? E cineva în mașina asta? Nu, mașina este goală, nu este altsor nimeni în ea. Să coborăm din mașină. Bă, mie mi-e cam frică, sincer, și noapte. Deci nu știu ce să fac, bă, să cobor sau să nu cobor din mașină. Ia, cred că o să cobor, sincer, sau să-mi iau frumos lanternița. Ia să vedem unde e lanterna. Hai, bă, lanternă! Așa, bun. Ia, mă. Ok. Am găsit un cadavru. Bă, dar unde-s creaturile? Este un om decedat exact în fața mea. Îmi pare rău de el, sincer. Tu, culcat! Tu ești creatura nopții! Unde sunt, bă, frate, creaturile nopții, bă? S-aud niște câini. Câinii nu latră degeaba, m-am speriat de tufa asta. Bă, de ce latră câinii aia? Nu înțeleg. Și unde sunt? De ce latră câinii? Voi vedeți că e ceva acolo, gen? Bă, ce-i aia? Câine! Ce se întâmplă, bă, frate? Ce chestia asta? Bă, văd că nu mă atacă sau ceva, dar nu înțeleg care-i faza, ce-i aia? Uite, o luminiță, vedeți? Am scăpat de ea? Bă, dar ce era? Nu pot să văd în tufiș aici. Oare mai există, bă, creaturi? Câine, nu vrei să vii cu mine să mă ajuți, gen? Latră încolo acum? Nu cred că mă bagă în tunelul ăsta. Cățel? Chiar vrei să intru acolo? Bă, dar să vede ceva? Bă, nu se vede nimic încolo, mă. Bă, mi-e frică de nu mai pot, serios vă zic. Deci nu mai, gata, m-a luat cu nașpa. Păi, pe aici nu mai pare să fie nimic, bă, câine. Stai, mă, că eu sunt, nu mă lătra pe mine, ce-i? Ăla l-am neutralizat acolo, n-am avut treabă. Dar creaturile astea ale nopții stau chiar în boscheți, așa. Bă, dar care-i faza cu mașina asta, că eu nu înțeleg? Ia, mă, să mă urc în ea, să văd care-i situația. Ia. Ok, faruri. N-are faruri. Mașina asta n-are faruri, gen? Bă! A, gata, mă, uite aici. Bun, bă, deci cred că aia era singura creatură. Deci există și creaturile nopții în GTA. Pentru că efectiv nu am mai găsit nicio altă creatură sau ceva. Dacă mergi noaptea exact pe acest drum, drumul ăsta de aici, exact aici unde am eu marcajul ăsta, vei găsi o femeie decedată în mijlocul străzii. Hai să vedem dacă acest mit de groază este adevărat, fraților. Și dacă... Bă, ce? Stai așa că aici... Bună ziua, bună seara, bună dimineața. Bă, stai mă așa, ce aici? O femeie decedată, cineva a făcut păpas aici, a fost omorât. Ce face aici fe... A dispărut. A venit poliția.
Bă, a dispărut femeia, voi ați văzut-o că a dispărut? Bă, hai mă să vedem ce s-a întâmplat, poate putem să o salvăm pe doamna asta. Lanterna în mână. Doamnă, sunteți în regulă? Sincer, nu prea pare să fie în regulă, doamna. Avea oare ceva de valoare prin mașină, mă? Bă, dar nu e nimic pe aici, e furtună, e fai de cap, mă, ce-i pus în mașina asta? Și de ce femeia asta avea mașină ca a mea? Eu au fi dus creaturile alea acolo, bă? Bă, dar unde e, bă? Aaaa! Nu! Lasă-mă pace! Nu! Nu merge să trag în ea! Nu! Lasă-mă pace, femeia nopții! Voi de capul meu! Costine, ce-ai făcut? Unde te-ai băgat? Bă, în ce te-ai băgat, bă? Unde e, mă, fratele meu? Bă! Bă! Mi-a dat neveu! Bă, ce urâtă e! Ce urâtă e, băgățuchitu! Bă, lasă-mă pace cu cuțitul tău! Mamă, gata, te-am prins! Te-am prins! Nimeni nu mișcă! Bă, mă bate asta de mă usucă, femeia nopții! Dispar din fața mea, femeia nopții urâtă! Pentru totdeauna vreau să dispari! Dispare, am zis, bă! Este o femeie deja decedată și nu putem să-i facem nimic, că nu înțeleg, chemați poliția! Trebuie să chem poliția, bă! Trebuie să chem poliția! Emergency! Emergency services! Vă rog frumos, poliția în zona asta, că nu mai pot, mă atacă o femeie decedată! Mamă, trebuie să mă ascund undeva, mă, trebuie să mă ascund repede undeva, dar să răspundă poliția! Și nu răspunde nimeni la telefon, este mână-mână cu poliția, ce fac? Mamă, frate, nu știu ce să fac. Ești pe bune, nu știu ce să fac. Spuneți-mi în comentarii chiar acum ce să fac în momentul ăsta, că... Uite-o, uite-o! Dispar din fața mea. Bă, trebuie să reușim să-i facem cumva felul. Bă, îi dau cu piciorul, bă, gata. Îi dau cu cuțitul meu. Îi dau cu cuțitul, mă. Vino cu a. Vino cu a ce? N-a de aici. N-a de aici. Te tai, mă, nebuno. Te tai. Ai grijă cu ce... A murit, bă. A murit femeia decedată. Ia mă să ne uităm un pic la ea, să vedem cum arată. E urâtă rău, atâta pot să vă zic. Am văzut-o un pic de aproape cu lanterna. E urâtă. A dispărut până am scos lanterna. Mamă, frate, nici nu-mi vine să cred prin ce am trecut. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut. Nici nu mai știu care e mașina mea. O să mor când asta, aia e, n-am ce să fac. Dar, bă, e rău de tot noaptea prin GTA, sincer. În această locație, cică, apare un măgar horror. Hai să vedem, bă, dacă chiar există măgarul horror sau nu există. Sincer, pe aici, prin zonă, ar trebui să fie. Este o cușcă de câine. Totul pare în regulă momentan. Bă, m-am uitat un pic pe aici, pe zonă, și am văzut că a apărut o mașină în spate. Deci cineva a venit acasă, gen. Ia să vedem, bă, cum? E cineva acasă sau... Sincer, nu-i prea inteligent să... S-a auzit ceva. Nu-i prea inteligent să stai cu lanterna în ușa cuiva. Dar eu am arme la mine, așa că nu mi-e frică. Un grătar. Bă, dar era o cușcă de câine, dar aici. Bă, nu pare să fie nimic în... Mamă! Mamă, ce m-am speriat! Mamă, ce m-am speriat! Vai de capul meu! Ce e aia, mă? Centripodul, bă, ce e ăla, megalodonul? Dispar din fața mea. Capra cu trei iezi. Are... Mamă, îmi dă foc. Mă distruge pe genunchi. Mamă, mă rupe. Mă rupe rău. M-am urcat pe el. Culcat, am zis. Culcat este cerbul meu. Acum uitați-vă un pic la mine, bă, fraților, cum arăt. Doamne ferește, trebuie să cobor neapărat de pe el. Bă, nu se poate așa ceva. Are super puteri, ce are? Dispar din fața mea. Urtarie, gata, l-am doborât, nimeni nu mișcă. Stai jos acolo, dacă te ridici, vai de capul tău ce se întâmplă. Vai de capul tău, mamă, dar m-am speriat pe bune, gen, nu mă așteptam o secundă. Am zis că n-apare nimic, tocmai mă pregăteam, zic că e fake, că nu-i nimic în cușca de câine, gen. Pă bune, stați așa să scol lanterna. Mamă, deci m-am speriat rău.
Asta eu am tras în ea sau... sau așa era? Bă, tot și hai să deschidem ușa să vedem ce e înăuntru. Bă, se aude ceva dubios. Acolo este cerbul. Bă, hai să-l vedem de aproape, să vedem ce se întâmplă cu el. Cerbul, Renu. Ia uitați-vă, bă, ce are pe cap. Uite, bă, a luat foc iar, bă, de ce nu înțeleg, bă, ce-i cu minunea asta a naturii? Că ea fac în continuu, bă, dar ce-i cu mașina asta, nu înțeleg. Și ce-i cu cușca asta de câine? Fără câine. Bă, ceva a fost înăuntru la un moment dat, adică se vede. Șonchi. Ok, Șonchi. Bun, nu pare să mai fie nimic, este doar o mașină bântuită aici. Ia să o inspectăm și pe asta un pic să vedem care este situația cu mașina asta bântuită. Da, nu, deci gata, pentru mine... Pentru mine asta a fost, mamă, ketchup-ul. Păi ce aș băga niște ketchup acum? Ce ai, mă, frate, de-abia aștept să plec de aici. Mă urc în mașină și m-am dus. Bă, dar sunt curios dacă mai funcționează mașina asta împușcată de Ren. Oare Ren? Eu tot, bă, ce efecte speciale are Renul nebun. Vezi că merge mașina și are faruri laser. Hai că e bine dacă e. Bă, ci că în această zonă ar trebui să apară o păpușă care face niște chestii foarte dubioase. Așa că avem aici o mașină și... Mamă, nu cred. Mamă, fratele meu. Este un clown cu un om de ce dat cu un cuțit în el. Bun. Trebuie să mă uit foarte bine în împrejurim pentru că este vorba de o păpușă. Asta e clar, ok? Vă rog frumos puțin ajutor, un om să se oprească aici. Nimeni? Mulțumesc foarte mult, sunteți niște drăguți. A dispărut clownul. L-am văzut! Aaaa! Bă! Bă! Este un clown mic! Este un clown mic! Mamă, frate. Îl păcălesc. Bă, dar ce s-a întâmplat aici, bă? Este o doamnă! Este o doamnă bucătăreasă, uitați-o! Uuuu, ce are pe față? I-a tăiat fața! I-a tăiat fața doamnei! Ajutor! Cineva să mă ajute! Ajutor! Bă, nimeni nu mă ajută! Unde-i mă? Iotal! Ajutați-mă, vă rog! Cine... Bă, mă uit la tine cu lanterna, te rog frumos, oprește-te! Dă peste el! Dă peste el! Dă peste el! Ajutor! Băi, domnul cu scuterul! Nu mă ajuți, a? Nu, mă, dacă n-ai vrut să mă ajuți. Lasă-mă că eu mă descurc. Mamă, 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 nu e bună, nu e bună. Cuțitul, cuțitul, cuțitul! Mamă, frate... Cuțitul! Dă-i, mă! Dă-i la... Așa, ajută-mă să-l bat pe ăsta! Bă, tu chiar nu-l vezi pe tipul ăsta mic? Care mă atacă? Bă, mă bat cu un clown minuscul, ajutor! Cu un cuțit în mână! Despre... Nu, că gata, știu, știu ce fac. I-am dat cu lansatorul, frate. I-am dat cu lansatorul, nici nu mă gândesc. Dispari! Dispari, că ești prea urât! Nu te bă pe ăștia! O dau cu mine, ăștia-s mână în mână! Mână în mână, bă! Bă, dar ăsta nu moare! Ce se întâmplă cu asta, bă, frate? Dispar din fața mea. Asta e indestructibil, fraților. Păpușica indestructibilă. O să fug, o să fug. N-am de ales, o să fug de asta. Nu am de ales, frate. N-am de ales nicio secundă să mai rămân. Tu ce vrei, mă? Dispar din fața mea. Ți-a apărut magazinul și ai fantome aici la casă. Uite-l pe ăla cu scuterul. Nici măcar nu-l interesează, bă. Bă, poate mai trește doamna asta, scoatem cuțitul din ea și o luăm cu noi. Iese sângele, bă, e pa, e pa femeia, nu mai e ce să-i faci. Mamă, frate, o să mă rămânească toată viața, o să dau cu mașina peste el. O să dau cu mașina peste el. Dau cu mașina, este indestructibil, nu pot să cred că nu pot să dau cu mașina. Vino cu... A venit poliția? A venit poliția? Nu pot să cred. Bă, dar ce face, mă? Vrea să mă dea jos. Ia, mă, ce face? Bă, s-aude ceva. Au venit pompierii. A dispărut, mă. Am învin...
Iota, mă, frate, n-a dispărut, bă. Este tot aici. Nu pot să cred, bă, asta nu pot să scap niciodată în viață de el. Fuge după mine. Ajutor pompierii, cineva, intervenția, vai de capul nostru. Nu pot să cred ce am găsit, bă. Uitați-vă un pic, oamenii în flăcări. O să mă duc, bă, sunt un vânător de fantome azi. Am scos cuțitul ei. Stați pe să-mi ia lanterna. Vedeți și voi ce văd și eu. Domnișoară, sunteți în regulă? Domnișoară... De ce ia foc în continuu? Mamă, deci dacă mă văd ăștia... Am pus-o, bă. Ia, vezi, îi claxonează mașinile. Ia. Bă, ăștia fac ritualuri de alea nebune. Au omorât pe cineva, tocmai au omorât pe cineva acolo. Ăștia au ritualuri, bă, ce se întâmplă cu ei? Bă, vin după mine ăștia! Bă, mă, sunt maimuțoii, bă! Maimuțoii vulpoii! Dispăresc din fața mea, maimuțoilor vulpoilor! Vai de capul meu, ce se întâmplă? A venit poliția, pompierii, salvarea, a venit tot satul, a venit! Bă, de ce tipii ăștia apar numai noaptea, bă, frate, că vreau să-i văd pe timp de ziua? Nu pot să cred că ăștia nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot scăpa niciodată de dubioși ăștia. Nu pot scăpa niciodată de ei. A, ba, da, mă, gata, am scăpat. Ia, mă, să inspectăm un pic. Ce-i cu voi, mă? A, tu ești mai tare, a? Băi, cioroi! Ați văzut că are cap de cioroi ăsta. Ia. Deci ăsta e cap de cioară, ăsta e cap de vulpe, nu de lup. Ăsta e cap de pisică, bă. Ok, cap de vulpoi acolo. Și ăsta e cap de minotaur. Minotaur, bă. Mașina minotaur. Mașina minotaur, o, suculeț, roți, tot ce trebuie. Mamă, cineva a rămas cu mașina în pană acolo. Vreau să văd dacă e ceva prin casele astea. Apare nu-i nimic pe la case. Băi, cineva acolo. Bă, dar ce se întâmplă în fumul ăsta aici? Ia. Uleu, focul. Mamă, câte cadavre, bă, câți oameni au prins. Uite și tu. Focul, foc, i-au prins pe ăștia cu rulota, expeditorii. A prins expeditorii cu rulota și le-a făcut felul. Bă, fraților, nu vine să cred așa ceva. Ce mai? Ce se întâmplă? Este un polițist mort. Ce e cu tine, frate, aici? Ce se întâmplă? A? Ce s-a întâmplat? Spune-mi. Spune-mi tot dacă ai văzut ceva. Nu vrei să zici, a? Ești cu ei? Ești cu ei, bă, dar uite, bă, polițistul, ce i-a făcut la polițist, bă? Bă, deci dacă nici poliția nu e în stare să aibă grijă de ăștia, bă, atunci cine să fie în stare, bă, fraților? Bă, cam ăsta a fost episodul, sincer, mi-e cam frică. Dați voi un like dacă vreți și partea a doua, pentru că mai sunt niște mituri de astea care cică funcționează în GTA. Așa că dați un like. Și până data viitoare v-am pupat și v-am salutat pe toți. Și dacă vrea cineva să cumpere casa asta bântuită, să sune la numărul ăsta. Glumesc, numărul ăla nu există, așa că nu încercați să sunați de el. Eu sunt la mine acasă, liniștit, toate bune și frumoase. Am zis, băi, să mă așez aici să iau și eu masa. Dar nu am masa pregătită, ce să vezi, pentru că soția mea nu este acasă. Și am zis, bă, hai să mă duc să-mi pregătesc eu masa. Pentru că am vrut să-mi pregătesc și masa! Și este un tip mort la mine pe terasă, fraților. Ce se întâmplă, băi? Este blestemul lui El Coco. Așa se numește, băi, blestemul lui El Coco. Și uitați-vă, este tipul ăsta decedat aici la mine pe terasă, lângă piscină. Oare pot să-l împing în piscină? Cred că mai bine îl împing în piscină, fraților, pentru că nu prea e combinație să stăm cu el aici lângă noi. Haide, omule, du-te în piscină, că dacă vine cineva și mă găsește cu tine aici, mă bagă la închisoare, știi ce zic? Și nu prea aș vrea să fiu la închisoare. Bun, aparent nici nu pot să intru eu în piscină. Dar nu mai contează. Dispar de aici, dubiosule, cazi în piscină, te rog frumos. Bun, văd că nu vreau să cad în piscină. Băi, dar ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici? Uitați-vă, deci sunt urme de sânge care duc la dulap în cadă, sper să nu fie intrat nimeni în cadă, ok.
Și urmele de sânge duc până aici la garderobă. Este ceva foarte ciudat, sincer. Dar de ce sunt urme de om aici? Gen o mână, o bucată de picior, un cap, un I love Los Santos. Am înțeles. Bă, dar cine a făcut asta? Nu înțeleg. Cine a făcut chestia asta? Uite, să vede tipul ăla în oglindă acolo. Băi, deci nu-mi vine să cred. Un monstru de supat! Bă! L-ați văzut și voi? Este monstru de supat! Bă, uitați-vă bine noaptea când vă puneți la somn dacă aveți monstru supat. Pentru că, efectiv, eu am un monstru supat și mi-e cam frică. Așa că o să plec pe aici, pe sus. N-o să mai ies pe acolo niciodată pentru că mi-e frică rău de tot, sincer. Noaptea, deja mă atacă cineva, fraților, în această locație, exact aici. Ci că este un vrăjitor, băi. Și trebuie să facem cumva să îl neutralizăm. Bă, dar nu știu de unde trag dubioșii. Ia uite-i, au venit cu mașina. Au venit cu mașina, dubioșii. Bun, mamă, frate, nu se vede absolut nimic, nu se vede. Bun, cred că i-am neutralizat, sincer. Și hai să ne uităm la ei cu lanterna să-i vedem cum arată, bă, pe dubioșii ăștia. Ia, voi sunteți, mă, aia care faceți rău la mine. Uite, mă, mașina neagră, tot ce trebuie. Cine sunteți, mă, dubioșilor? Sunt extraterestri, bă? Sau sunt trimiși vrăjitorului? De ce m-ați atacat? Nu, te mai fârjoni pe aici. Uite, mă, ce face? Face scheme. Are tocuri? Era femeie, gen. Ok, și ăsta e bărbat. Două femei au vrut să mă omoare, bă. Și aici este o mașină. Mama, are urme de glonț în ea, am înțeles. Este exact ce nu trebuie, fraților. Și aici, mama, am văzut lumina. Am văzut lumina acolo, bă, mi-e frică. Mi-e frică, o să merg încet. Ați auzit și voi? S-a auzit un fel de lup sau ceva. Mama, deci mi-e frică. Mi-e frică rău de tot, bă, oare o fi cineva aici în casa asta? Ia să intrăm, nu-i nimeni, ok, bun, deci nu e nimeni în casa aia acolo. E un cadavru de om, exact în fața mea. Bun, o să merg încet, pe lângă perete. E vrăjitoarea, băi, uitați-o! Vrăjitoare, mâinile sus! Nu te uita la mine că te-am prins! Nu te uita la mine, vrăjitoare, să nu cumva să ai tupeu să te uiți în ochii mei. Nu te uiți. Vrăjitoarea tocmai nu mai este printre noi în momentul ăsta. Ba da, este! Dispar din fața mea, ce încerci să faci, vrăjitoare urâtă? Avea pistolul la ea, ați văzut? Avea pistolul, a vrut să o dea cu mine, băi, vrăjitoare! Vrăjitoare de 500 de ani, făcea poțiunile! A omorât numai femei! Ce-i asta? Are o maimuță. Maimuță, o să încerc să te salvez, ok? Bun, dă-te un pic într-o parte, să încerc să sparg cușca asta, să te scot de aici. Bun, apare, nu se deschide. Auzi, dar vrăjitoarea nu mai există și cred că din momentul ăsta nu mai e nimic de pierdut, adică viață și chestii de genul. Uite, bă, ce gagicuțe, gagici, a luat... Uite-o și pe asta, a luat-o direct de la plajă. Ce ți-a făcut, bă? Te-a prins vrăjitoarea, așa-i? Bun, deci vrăjitoarele sunt rele, fraților, așa că aveți grijă să... Saci! Oare ce-o fi, bă, în saci ăștia? Ia! Mamă, au sărit smârscâți din ea. Ah, frunze, mă, sunt frunze normale, am înțeles. Bun, deci, da, mitul că vrăjitoarea aparent este adevărat, stă aici și face poțiuni magice și explodează și face ca toate alea. Sper să nu mai fie nimeni pe aici, pe zona, să mă sperie, bă. Și ci că tot pe timpul nopții pot apărea ciupacabrele, bă. Băi, ciupacabrele, am văzut ceva acolo. Nu știu dacă vedeți și voi chestia aia mov din față de acolo. Eu o să mă urc în mașina asta și sper să... Sunt mai multe chestii. De ce sunt atâtea chestii mov? A explodat ceva, ați auzit și voi? Este fum. A explodat ceva și este fum. Eu mă simt în siguranță pentru că sunt în mașină în momentul ăsta. Și vreau să mă uit foarte atent. Ok, da, n-am fost chiar atât de atent. Vreau să fiu foarte atent pe aici prin zonă pentru că ciupacabrele pot... Mamă, ce m-am speriat de stropitoarea asta de apă. Ciupacabrele pot fi oriunde, bă. Oriunde. Bă, dar a explodat ceva și nu știu unde și cum și... Da, voi vedeți cum se ridică praful ăsta aici fără să fac nimic, gen? Bun, deci aparent semnele astea erau de la drum. Erau urmele de drum, ok.
Ok, ce e asta? Ah! Ce era? Uai, de cap meu, un iepure. Am zis că e ciupacabra mică, gen. Că e o ciupacabra mică. Băi, e ceva pe pod acolo? Bă, nu-mi dau seama, bă, sunt ciupacabre pe aici sau nu sunt? Mamă, ce frică mie. Uite, uite, iepure și șobolan, nu știu ce e asta. Bun, deci aici nu este nicio ciupacabră, aparent. În grajdul ăsta. Bă, da, a bubuit ceva și nu știu unde a bubuit, bă, fraților. Să-mi explice și mie cineva unde a avut loc bubuitura aia, că nu mai înțeleg nimic. Bun, o să merg tot pe aici, pe drumul ăsta. Să mă duc înapoi la locul, la primul loc, gen, unde ar trebui să apară ciupacabrele. A, uite că pot să dau fază lungă, gata, mă. S-a auzit ceva. Bun, fumul e la locul lui. Nu înțeleg de ce este ceața asta pusă pe aici, pe... Ce faci? Bună ziua, doamnă! Ați văzut cumva o ciupacabră? E o doamnă aici, bă. Ați văzut cumva ciupacabrele? Știți cumva de mitul ciupacabrelor? Nu știe, bă, nimeni nimic, bă, frate, bă. Bă, aparent ciupa... Ce faci, bă, aici? Bă, ăsta se uită în... Bă, se aude ceva dincolo. Bă, m-a explodat odată, băi, unde te uiți, omule? Ce e? O ciupacabră! Vino cu ce? Ciupacabră! Unde e, mă? Am dat peste ea cu mașina. Nu vreau să cobor, mi-e frică să cobor. Îmi este frică... Bă, nu, cobor, cobor. Cobor, gata. Mă uit cu lanterna pe aici. Am lovit ceva cu mașina. Cred că era o ciupacabră, bă. Ia-o! Ciupacabră! Ciupacabră! Culcat, am zis ciupacabră! Le e frică, stai facă, că nu-ți face nimeni niciun rău. Unde-i, mă, ciupacabra, bă? Mama, au fugit ciupacabrele de mine. Aaaa! Mamă! Bă, e plin de ciupacabre pe aici, bă, mi-e frică. Mamă, o să plec, deci gata, nu mai stau, că poate mă omoară vâna, mă mănâncă, mă mușcă de picioare de alea, vai de capul meu. Aproape de dimineață, cică, în această zonă va apărea un tip cu un sac și nu știm exact ce face tipul cu sacul ăla și de ce are un sac și așa mai departe. Și noi trebuie să așteptăm să vedem dacă chiar apare tipul cu sacul și dacă mitul cu tipul cu sacul este adevărat sau nu, fraților. Ia să ne luăm noi sniperul frumos și să ne uităm așa pe munți, pe alea, că cine știe de unde vine. Bă, sincer, sper să nu vină din spate sau ceva. O să dăm și un pic de... Da, văd acolo o cruce. Ceea ce nu... Bă, s-aude ceva. Bă! Cine trage? Bă, s-aud bubuituri peste bubuituri, uite, fum! Bă, fi omul cu sacul, mă! Ce e acolo? Bă, deci tocmai de acolo am plecat, gen. A dispărut! Era cineva acolo și a dispărut din fața mea! Omul cu sacul? Scoa mitraliera, nu. Însă mai poate. Sunt și pe munte și dacă cade pe muntean, că am pus-o, bă. Mamă, mi-e cam frică de omul cu sacul, bă, sincer. Nu știu ce poate face. Bă, da, am văzut o curce acolo, să mă duc aproape de crucea aia să văd ce se întâmplă. Dacă găsesc omul cu sac. Ați auzit și voi asta, nu? S-a auzit ceva, că s-ar fi mișcat pe... Ce-i aia? O piatră! Mamă, ce m-am speriat de o piatră, gen. Bă, dar s-a auzit, s-a aud voci. Aaaa! Omul cu sacul! Omul cu sac! Bă, era omul cu sacul! Mamă, nu, a dat după mine! A dispărut, bă, omul cu sacul și fantoma, băi! Uite pe omul cu sacul! Dispar din fața mea, omule cu sacul! Păi, ăsta e invincibil, omul cu sacul! Ajutor! Nu! Omul cu sacul! Nu te rog, nu! Lasă-mă în pace! Omule cu sacul! Dispar din fața mea, omule cu sacul! Ce ascunzi în sacul ăla? Ce ascunzi în sacul? Să mai aude ceva, mă, să mai aude. Dispar, n-auzi? Nu, că scot cuțitul la el, scot cuțitul la el. Omule cu sacul. Omule cu sacul!
Ai pus-o cu mine! Mamă, frate, ăștia vor să o dea cu mine adevărat! Ăștia vor să o dea... Unde-i, mă? Dispar din fața mea, femeie urâtă, și omul cu sacul. A dispărut omul cu sacul. Cine ești, femeie? Cine ești? A dat după mine, mi-a dat la picioare, bă, mi-a dat la picioare! M-a dărâmat de pe munte! Bă, ce se întâmplă? Bă, am reușit într-un final să scap, pe tipa aia m-am urât-o. Dar ideea e că ce e asta, bă, frate? Ce se întâmplă aici, bă? De ce-i rip, bă? Mamă, frate, ursulețu! Hermano! Lumână... Omul cu sacul. Bă, nu era acolo, bă. Dispare, omule, cu sacul! Nu mai face nimic. De ce nu mai face oare nimic? Bă, voi vedeți că are o armă ascunsă în acel sac? N-a de aici, omule cu sacul! N-a de aici! Bun, aparent omul cu sacul nu ne mai face nimic pentru că aparent i-am găsit locul crimei. Așa că locul crimei aici va fi detonat în acest moment. Fugi, Costine! Fugi! Gata, a fost detonat, dar este indestructibil, bă! Nu știu ce se întâmplă, domnul Cusacu a comis o crimă aici. Cred că aia era fantoma criminalului, gen omului care a fost omorât, dar de ce este o minge aici, bă, nu înțeleg! Pentru că în casa mea a avut loc o crimă, mi-am cumpărat o nouă casă frumos, tot ce trebuie ca să fie treaba bună. Ia uitați-vă, mergem frumos pe aici, tot ce trebuie, ia uite, avem și mineu, minge de făcut fitness, să slăbim sarea, să ne simțim bine, ia să mă urc un pic pe minge. Deci totul este în regulă acum, este și soția mea frumoasă și menajera, uitați-vă. O, bună ziua, doamna menajera, bună ziua, vă pup, ce faceți aici? O, ștergeți pereții. Ce frumos, doamnă, ce frumos, mă bucur că ștergeți pereții, doamnă. Bun, și tu, iubita mea frumoasă, ce faci aici? Mănânci un jeleu, bei un smoothie? Iubita mea este sportivă, bă, vedeți, uitați-vă la ea ce frumoasă e. E aici, bea un smoothie de ananas cu pere și mere verzi, gen. Adică e ce trebuie, mea, uitați-vă, de aici a luat merele verzi. E ca lumea, bă, deci n-aveți aici, uitați-vă și în curte. Este frumos, bă, și în curte, n-ai ce să zice. E frumusețea întruchipată în curte aici, aș putea spune. Bă, ce se aude ceva de afară, dar nu să ieșim să inspectăm, pentru că nu ne stă în fire. Bun, și vreau să vă fac turul casei, bă, fraților, să vedeți ce este pe aici, pe la noi, prin casă. Ia uitați, aici este camera fetei mele, pentru că... Ce e asta? Bă! Blonda! Este o blondă! Băi, băiatule! Este o blondă! Ajutor! Ajutor! Bă, numai eu văd blondă! Ăla să uite la calculator! Bă! Ajutor! Mă, mă atacă o blondă la mine în casă! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu blonda din casa mea? De ce am o blondă în casă? Nu pot să fug să scap de ea! Ajutor! Ajutor, nevastă menajeră! Nimeni nu mă bagă în seamă, voi vedeți că nimeni nu mă bagă în seamă? Bă, dar vreau să intru undeva să... Bă, ce-i cu tipa asta? Nu o cunosc, n-am fost în viață! Asta e tipa care mă atacă pe mine, gen? De ce se întâmplă lucrurile astea în casele mele? Sunt bântuit! Bă, voi vedeți că în oglindă nu se vede? Voi vedeți că în oglindă nu se vede și în realitate... A dispărut, bă. A dispărut, dar eu tocmai am un cadavru lângă WC-ul, bă. Cum mă mai așez eu pe WC-ul dacă am un cadavru în casă pe WC-ul? Ok, cred că o să mă muci de aici. Este o baltă de sânge, bă. O baltă de sânge. Băiatule, ai grijă că nu-i bine ce se întâmplă, gen. Ai grijă pe aici. Uite, și-a lăsat pizza pe jos. Poate scalc pizza în picioare, bă. Bă, patul ăsta e roșu sau e plin de sânge? Nu, bă, cred că e plin de sânge. Bă, se întâmplă lucruri nasoale în casa asta. Menajeră, tu n-ai văzut nimic? Nimeni n-a văzut nimic. Nevastă? Bă, unde e nevastă mea? Nevastă? M-am speriat. Bun, nevastă, trebuie să ne mutăm și de aici, să știi, pentru că avem fantome în casa, gen. Am citit în ziarul din GTA că
De când cu submersibilul și astea oamenii au dus Titanicul la suprafață și am venit exact aici la zona în care se spune că este Titanicul și chiar a fost adus la suprafață și într-un fel reabilitat, dar cică fantomele de pe Titanic există și bântuie Titanicul, fraților. Bă, mi se pare un pic prea mult, adică serios, știu că mai există fantome pe aici pe acolo, dar chiar fantomele de pe Titanic, mă. Adică, pe bune, uitați-vă un pic cum a fost adus și reabilitat Titanicul aici și pus pe o stâncă ca să nu mai poată pleca niciodată să fie luat de valuri. Și lumea îl poate vizita, dar doar după foarte mulți ani, după ce se fac multe poze, se fac investigații și chestii de genul. Că faza cu fantomele este destul de reală și văd că este proptit bine aici. Aparent Titanicul ăsta, dar vă că eu, uite, avem băncuțele, tot ce trebuie, adică bă, exact cum era pe sub apă, el a fost reabilitat de primărie și ia uitați-vă ce bine arată, bă, arată într-un fel Titanicul ăsta, ia uite și astea, bă, deci aceleași guri de ventilație, care uite, cum vă ziceam pe episodul cu Titanicul, dacă stai aici pe bancă, îți vine direct în față, bă, tot mirosul de mâncare și de căcăneață și de ce face lumea pe la baie și de astea, adică e un pic rău, aș putea spune, făcut Titanicul ăsta, dar nu contează. Important este ca noi să vedem dacă chiar există sau nu există fantomele. Ia uite, au venit valurile, tot ce trebuie. Bă, putem intra pe ușa asta oare? Bun, pe ușa asta nu putem intra, dar putem intra pe această ușă. Vă rog frumos, așa. Bun, am intrat pe ușă și hai să încercăm să coborăm, bă. Să vedem ce se află pe aici. Poate cine știe, găsim ceva fantome sau eu știu ce mai putem găsi, ci că sunt pereți invizibili prin care putem trece, asta e clar, deci trebuie să fim foarte atenți. M-am lovit când mergem pe Titanic, pentru că putem da bot în bot cu o fantomă oricând. Bun, deci aici nu mai putem coborâ, deci trebuie să ne urcăm. Atunci hai să ne urcăm pe scările astea să vedem până unde ne putem da, nu prea sunt bun la urcat pe Titanic, sincer. Așa să vedem până unde ne putem urca. Opa, vezi că ne-am urcat până sus, gen. Vezi că ne-am urcat până sus și ia uite, mergem pe aici pe lângă bărcile de salvare. Bă, e o onoare, sincer, că pot călca pe aici pe Titanic fără să îmi risc viața într-un submersibil, cum am făcut data trecută și am explodat cu el, dar nu mai zic nimic. Hai să vedem dacă găsim fantomele. Ia vedeți aici o ușă. Am găsit o ușă. Bun, am intrat pe această ușă. Ok, mamă, e locul unde avea loc balul, mă. Aici era balul, bă, fraților, ia uitați-vă. Ce frumos, domne, frumos, domne, frumos. Frumos, nu mai venim, că am văzut ce s-a întâmplat cu oamenii de aici, nu ne mai trebuie. Stați, liniștiți că suntem în regulă. Suntem în regulă, suntem ok. Bun, mă, ia. Pe punte, pe aici. Bă, e frumos, bă, frate, e frumos, dar... Și că poți ajunge cumva sub Titanic, asta e întrebarea mea, cum poți ajunge, opa, pe aici oare pe scara asta? La scara asta duce în sus, opa! Vezi că asta duce în jos. Bun, văd că mai sunt acolo niște scări. Așa că vom coborâ pe toate scările. Să vedem, bă, să vedem un motor. Bă, sper să nu pornească cineva motorul să mă ducă cu Titanicul și pașpa, gen. Bă, tot explodează chestii și nu înțeleg ce. Mamă, e aiurea, bă. Băi, cred că trebuie să cobor pe scările astea pe aici, sincer, ca să ajung jos de tot, că mi se pare singura variantă de a ajunge jos. Adică altcumva nu prea mai e cum să ajunge. Uite, bă, aici a luat lumea masa. Ce frumos, mă, la all inclusiv, bă. Tot ce trebuie, adică, pe bune. Ce, mă, nu mai pot trece pe aici? Păi de ce, mă, nu pot trece, mă? Lasă că facem noi cumva să trecem, nu-i problema asta. Bun, deci că nu putem trece pe aici. Hai, mă, că nu putem dacă e... aici era locul secret, gen, de aia era închis acolo. Bun, deci ăsta e locul secret unde cică fantomele Titanicului își fac veacul. Aici ar trebui să fie scufundătura Titanicului, gen, legenda titanică. Ia să vedem, băi, uite, avem aici iarbă, nebunii. Uite, aici texturi de Crăciun. Mamă, deci nu știu dacă mi s-a făcut pielea de găină, efectiv. Cine ești? Și ce cauți aici? Și de ce nu ai mâini? Bă, ce ăsta e un copil, mă? E o babă! E un copil bătrân! Ce fel se uită la mine, bă, nu pot să cred. Da!
Da, e totul în regulă aici. Gen. Bă, ce se întâmplă, bă, frate? Ăsta n-are picioare. Și ăsta? Are mască! Lil Kagula, tu ești? Bă, Lil Kagula, bă? Bă, mi-e cam frică, sincer. Mi-e cam frică, sincer, fraților, despre ce se întâmplă pe aici. Și nu știu ce să zic, dar... Da, se întâmplă lucruri nasoale. Uite o barcă. Uite o barcă, oare putem să mergem cu ea? Băi, cineva pe barcă! Cine ești? Ăsta e un pinguin. A, aparent este... Este o jumătate de pinguin. Cred că e de pe... Are mâini de om, cap de pinguin și n-are picioare. Și este super mic. Să-mi explice cineva ce se întâmplă pe Titanicul ăsta, bă, fraților. Pe bune, vă zic, uitați-vă la el cum arată. Bă, ce-i asta? Ce-i asta, bă? Este un monstru! Nu pot să dau după ei! Nu pot să cred, bă, frate, bă, ce se întâmplă aici. Abia am mai văzut de ăștia prin copaci, prin alea, dar ăla... Ești că era o râmă care să trântea pe jos pe acolo. Nu, bun, deci eu în momentul ăsta, o să fac un salt în apă, fraților, și o să plec de aici, pentru că nu se mai poate. O să merg pe sub apă să nu mă vadă nimeni și merge la următorul mit. Nu știu exact ce trebuie să se întâmple aici, dar ci că se întâmplă niște lucruri foarte nasoale pe acest munte, chiar pe timp de zi. Cred că deja am văzut ceva în față. Este tipul pe inorog! L-am omorât! Era tipul de pe inorog, bă, și l-am omorât. Aaaa! Bă! Ăsta dădea cu rachete! Tipul de pe inorog dădea cu rachete. Ok, o să... Nu, 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 nu! Mamă, cum trec rachetele pe lângă mine. Trebuie să omorim inorogul, cred. Mamă, cum da după mine, mamă! Inorogul! Nu! Bă, nu se poate așa ceva. Bă, frate, trebuie să mergem să vedem care-i faza cu inorogul ăla, bă. Chiar dacă dă după noi. Trebuie... Mamă, cum dă cu rachetele alea, bă. De unde până unde atâta rachete, bă, la fantomele din GTA? Să-mi explice și mie. De unde aveți atâtea rachete? Bun, o să furăm animalul. Mamă, frate, mi-a spart timpanele. Bun, în momentul ăsta... Fugim cu inorogul în flăcări. Da, nu știu ce se întâmplă aici, dar nu-mi place și o să plec, bă. Și ultimul mit este El Chiaro Negro, care este tot un om pe un inorog, dar numai că cred că nu dă cu rachete și nu e în flăcări. Ăsta are pistoale, bă. Ăsta e pistolarul de serviciu, domnule pistolar. Domnule El Chiaro Negro, vă rog frumos, am înțeles situația. Să dăm și după cerb, pentru că cerbul ăsta este malefic. Este malefic, am zis, și nu poate fi omorât cerbul, te rog frumos, cerbule, mă, orică, priorule, lasă-mă în pace cu El Chiaro Negro tău. Bă, de ce să învârte în jurul meu, bă, și de ce trage după ce am murit, bă, asta e o fantomă veritabilă, bă, trebuie să fug foarte tare, pentru că mi-e frică rău de... Spune că dacă te lovești face-to-face cu un tren, vei exploda. Ok, nu am explodat, dar am sărit prin parbriz și am murit. Următorul mit spune că poți să nu primești toate dacă tragi cu arma în mașinile care merg pe autostradă. Atenție, o armă automată, mamă, și ăla e de armată, fiți atenți. Dați un like pentru că un like înseamnă un mit testat în plus. Ok, o să tragem câte două, trei gloanțe în fiecare mașină fără să omorâm oameni, ok? Eu în momentul ăsta pot să primesc wanted, dar aparent nu primesc wanted, deci mitul ăsta e adevărat. A, am primit, ok, sau am omorât pe cineva. N-am omorât pe nimeni. Nu, deci am primit toate, deci mitul ăsta este fals, aparent am tras destul de mult, dar tot am primit toate, deci da, poliția va veni după mine. Următorul mit spune că dacă aruncăm un sticky bomb pe mașina unui NPC, acesta va fugi. Ia. Nu cred! Chiar e adevărat? Tipul chiar a fugit! Ok, să urcă înapoi, să urcă înapoi și... Ce face? Fuge cu mașina? A fugit cu mașina! N-are minte, el nu știe că asta se va întâmpla. Hai să mai testăm o dată. Ok, ne-am dus un pic mai departe, suntem aici la semaforul ăsta. Sigur se oprește la semafor, nu?
Da, nu s-a oprit la semafor, nu înțeleg de ce, dar uite, s-a oprit tipa asta sau tipul ăsta, ok? Ce face? Fuge cu mașina. Bă, da, ok, ăla a ieșit din mașină, nu înțeleg din ce motiv, dar asta a fugit cu mașina, bă, practic tot fuge. Nu știe cât de cât adevărat mitul ăsta, spuneți voi în comentarii și dați un like. Cu toții știm că în această zonă, exact pe aici, pe undeva, cartierul ăsta e un pic mai rău famat așa. Și, cică, nici măcar nu trebuie să te legi de cineva sau să faci ceva cuiva, pentru că doar dacă te uiți urât la oameni sau stai lângă ei, pur și simplu, aceștia te vor ataca, vor ieși gangurile și te vor bate. Hai să vedem. Băi, băieții ăștia din față de aici par un pic gangsteri, o să mă pun lângă ei și nu o să fac nimic, ok? O să stau așa. Să vedem ce se întâmplă. Ok? Nu se întâmplă nimic momentan, bine, nu par ce... Opa, ia vezi, ia vezi, o dă cu mine, bun, nu o să-l bag în seamă, o să plec liniștit, văd că vrea să mă atace, dar eu voi fugi și voi încerca să găsiți niște gangsteri adevărați. Ok, am făcut noapte și am găsit pe băieții ăștia la colț de stradă. Cât e ceasul acum? Este ora 22, ok? Hai să vedem, o să mă pun lângă oamenii ăștia aici și o să aștept să vede... Ia vezi, ia vezi, bă! Nici bine n-am ajuns și s-au luat de mine. Bă, dau cu mine. Au dat-o cu mine, băieții. Ok, ok. Bun, și cică, dacă îi bați pe ăștia, vor veni și alții care o să te bată. Adică e un gang foarte mare aici. Ok, o să scot un pistol. O să scot un pistol. Ok. Au scos și ei pistolul. Au scos și ei pistolul. Bun, bun, bun. Ok, bun, deci i-am liniștit pe ăștia. Și alții aparent n-au mai apărut. Bă, cu siguranță sunt cazuri în care și apar alții, dar ăștia s-au luat de mine doar mergând pe stradă, adică chiar mi se pare un pic dubios, sincer. Deci mitul ăsta e adevărat, să ia lumea de tine pe stradă în cartierul ăsta, bă, așa că aveți grijă. Următorul mit spune că poți sparge roata unei mașini cu piciorul, cu mâna goală, n-am nimic, dar sunt cu pumnul frumos. Hai să vedem, dăm cu piciorul roata aici, dă cu piciorul roata, dă, fii atent că îi dau roata, ok, sparge roata, hai. Se sparge, mă? Bă, ar trebui să se spargă în mod normal. Bine, în mod normal n-ar trebui să se spargă. Și nu se sparge, gen. Adică chiar nu se sparge. Ok, am văzut că în mașină dădeam damage un pic dubios. Dădeam în bară, dădeam în roată. Nu știu care era faza. Dar am pus o mașină mai mare. În asta sigur dau în roată. Adică despre ce vorbim. Uite, băi, dau în roată, mă, nu se întâmplă nimic. Deci mitul ăsta e fals. Ok, deci practic n-am cuie în picior. Despre ce vorbim? Dar am văzut niște videoclipuri în care pur și simplu, când dădea cu piciorul roată, roata era spartă de vreo 2-3 ori și gata. Uite, una, două, trei. Nu se întâmplă nimic. Ok, bine, n-am dat chiar în roată. Deci acum dau în roată și nu se întâmplă nimic. Mitul ăsta este și el tot fals. Următorul mit spune că dacă a ajuns poliția când bate un infractor, nu vei mai fi luat de poliție. Hai să vedem. Ce, mă? Nu cred așa ceva. Gene, pe bune treaba asta? Le-am furat și banii? Ok, bun, păi atunci, pa, polițiștii, ați fost de treabă, gen. Tare! Din câte puteți observa, automatul ăsta de suc funcționează. Am luat sucul, îl beau frumos, a costat un dolarel să beau un suc, dar mitul spune că dacă vei trage cu arma în el, adică practic îl strici, ia să vedem, ok, acum el este spart, el nu va mai funcționa. Hai să vedem dacă este real sau nu. Bun. Bă, deja nu mai apare acolo că pot să beau, gen. Ok, treaba e bună. Să ne băgăm frumos aici. Nu mai merge, mă! Bun, deci mitul ăsta e adevărat. Practic, dacă-i spart aparatul, nu mai funcționează și mi se pare super tare chestia asta. Atenție la detalii, fraților, da. Același lucru și pentru reclamele astea luminoase de aici. Dacă tragi în ele, acestea se vor bloca sau nu vor mai merge. Hai să vedem. Hai că se blochează astea. N-au nicio treabă reclamele, bă, frate. Astea rezistă. Mamă, să pun... Pot să camuflez sticky bomb în spate la astea? Nu cred. Bun, deci astea nu se distrug. Mitul ăsta e fals. Uite, ăsta e blocat. A, nu, nu e blocat. Doar mi s-a părut. Oare cade cauciuc ăsta de pe perete? Bine, pe cauciucă reală. A căzut cauciucul. Da, deci mitul ăla cu reclamele chiar e fals. Următorul mit spune că în garajul lui Michael poți pune... o mașină din asta de gunoi, de salubritate, mașină de asta utilitară, fraților, și că o poți băga acolo să o ascunzi și ea va fi acolo tot timpul. Hai să vedem dacă funcționează. Ok, de intrat intră, bă, sincer, nu mă așteptam să intre. De ce să vă mint, chiar nu mă așteptam să intre. Bun, da, și cam atât intră ăsta. Bun, e să-mi iau un pic mai mult avânt, oare? Intră mai bine, gen? No, cam atâta intră, ok, nu-mi cape până în spate rău de tot.
Ia să vedem. Da, mai era loc. Bă, practic ea încăpea, dar nu încăpea. În fine, lăsăm așa. Hai să plecăm mai departe să vedem ce se întâmplă. Se închide garajul? Eu nu cred că se mai închide garajul la niciodată, gen. Uite-l, bă, nu se mai închide, rămâne așa. Rămâne așa garajul, da? Ia, plecăm mai departe. Bun, ne uităm. Pare deschis în continuare garajul. O să ne băgăm. Uite, bă, și mașina aia de-am pus-o eu acolo. Bă, aparent de câte ori mergi cu o mașină pe stradă, gen, o să fie mai multe mașini de genul ăla. E lege scrisă în GTA. Să închidem garajul. Nu se mai închide garajul niciodată, gen? Ok, am fost plecat mult mai departe și acum hai să vedem dacă este garajul deschis sau nu. E închis, mă? Nu e închis, mă. Bun, deci garajul ăsta nu se mai închide niciodată. Deci, practic, am buguit garajul. O să vedem până la finalul episodului dacă mașina rămâne acolo sau nu. Următorul mit spune că tot la casa lui Michael, de fiecare dată când pleci de aici din zonă și te întorci, mașina asta de aici se va schimba. Adică aia albastră de acolo va rămâne la fel și asta de aici va fi alta de fiecare dată. Nu altă culoare, altă mașină. Hai să vedem. Deci în momentul de față mă duc foarte, foarte departe, ok? Mă duc departe, rău de tot. Bun, cred că este suficient până la terenul de tenis, de golf, pardon. Hai să vedem, ne întoarcem înapoi. Și, deci dacă e altă mașină, nebunesc. E tot aia. E tot asta, ok? Bă, nu înțeleg. Care-s șansele? Și garajul? Garajul e tot așa, mașina e acolo. Bun, o să mă duc și mai departe. Mă duc până la plajă, mă. Nu, de fapt, mă pun aici și stau un pic ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Merg așa pe stradă, nu vreau să pun pauză în momentul ăsta sau să stai videoclipul că după ce nu conștini că ai fost tu și ai schimbat mașina cea alea. Nu, voi sta aici, voi aștepta să dați și voi like, să vă abonați la canal, de ce nu? Poate facem și noi 300.000 de abonați. Sărim un pic gardul aici la tenis. Bine, am încercat. Gata, mă, bar, trebuie să se schimbe, nu? Ar trebui să fie altă mașină în momentul ăsta, că am stat destul de mult plecați. Nu mai e mașina deloc! Apa, da! What? Ce? Nu, deci ați văzut clar că nu am pus eu mașina. Deci asta mi se pare sincer incredibil. Mașina asta se schimbă. Și da, e tare. Mitul ăsta este chiar adevărat. În baza militară din GTA găsim astfel de proiectile. Și ci că dacă trage aici la fitil, practic, ca la artificii cum ar veni, acestea chiar vor fi ca niște artificii pe aici pe jos, ci că la un moment dat să duc în cer. Hai să vedem. Bă, chiar merge, gen, le... What? Le propulsează cu voi, de ce fel fac? Nu cred... Ok, cred că s-au dus în cer, dar nu așa cum trebuia, gen. Hai să mai căutăm unele, să încercăm să le detonăm pe toate trei, gen, să le dăm drumul. Ok, uite-le aici și sunt și afară astea. Bun, o să stau așa și le dau la toate trei. No, am bubuit-o prea repede, am tras prea mult. Ok, ultima șansă, fiți atenți aici, dacă nu se duc în cer, nebunesc. Îi dăm la asta din mijloc. Bă... La aia nu, la treia nu mai pot să-i dau, mă, că nu mai are control. Dar nu se duc, mă, frate, nu se duc în aer, nu se duc în sus. Da, destul de trist, sincer, dar jumate de minte adevărate. Mamă, asta e benzină, ia foc? Nu, e ulei aparent și nu ia foc. Bun, deci chiar a făcut artificii și chiar au mers pe aici, că nebunele așa au făcut catichirezul, bă, tare, mitul ăsta, eu zic că e adevărat, sincer. Dacă încerci să furi un avion de pe aeroportul din ce? Ce, mă? Ok, nu știu ce s-a întâmplat, dar a explodat ceva. Sper să mai meargă avionul, gen. Merge? Bun, merge. Deci, practic, dacă... Bă, a bubuit avionul, gen, înainte să mă urc în el. Se întâmplă lucruri. Bun, deci treaba e felul următor. Vreau să vă arăt că eu nu pot primi oante de momentul de față, ok? Fiți atenți, două secunde, aici. Bun, deci avem bifat never wanted. Dar noi niciodată nu putem primi wanted. Și, cică, dacă furi un avion din ăsta, de pe... Uite, nu mai a dat cu pumnul. S-a deschis ușa că a dat cu pumnul, ok. Dacă furi un avion de ăsta, vei fi atacat de armată fără să primești wanted. Hai să vedem dacă este adevărat sau nu. Bun, o să merg așa. Pe aici deja survolează cineva pe aici, pe în zonă. Bun, o să încerc să plec ca și cum nu s-ar fi întâmplat, ok? Să mă duc la pistă și să-i dau drumul la treabă, gen, să plec cu avionul. Am dărâmat aia din greșeală. Nu a fost nimic intenționat, ok? Bun, bun, bun. Până aici tot în regulă. Bă, văd că nu se ia nimeni de mine. Bine, ci că în momentul decolării se va lua cineva de tine. Acum să vedem dacă e adevărat sau nu. Eu o să încerc să decolez cu ăsta. Dacă voi reuși... Opa, opa! Am decolat? Bun. Bă! Bă! Au tras după mine, bă! Uite, a venit cu... What? A venit cu Hydra! Și a dat după mine. Bun, o să intru înapoi în bază. Să vedem dacă ne atacă. Că pe mine de-aia mă atacau înainte. Dar eu credeam că mă atacă din alte motive.
Da, mă, și acum băieți, o dau cu mine să aud arme. Dar nu știu de unde trag, ia. Uite, și ăsta audă cu mine, iată-l. Ai, mi-a drumul de aici, mă. Deci nu pot să cred așa ceva, mitul ăsta e adevărat. Ok, o să încerc să fur o hidra acum. Bă, dar oricum acum mă atacă, gen, dar mitul ăsta e adevărat, stă la asta, dar toți vreau să fur o hidra, adică pe bune. Vreau să fie de la egal la egal, bătălia. Și ai, mă, că nici n-apuc, mă. Nici n-apuc să fur ceva de aici, dau ăștia după mine, ca în Mexic. Mitul este 100% adevărat. Ok, din câte știu și eu, nu poți ridica direct o mașină cu forkliftul, adică să o iei așa pe sus. Da, și nu merge, efectiv nu are suficientă putere forkliftul. Dar, dacă iei un palet, un palet de aici, de aia și venit în zona asta. Uite, exact palețelul ăsta de aici. Pare, da, pare bun, dar nu prea mă pot eu ridica așa, bun. Ok, ia să vedem, să ne băgăm frumos la palețel aici. Bă, nu poți să iau paletul! Bă, deci m-am chinuit o grămadă să iau paletul ăsta, pe cuvântul meu, cred că 5 minute pe ceas să-l iau, dar am reușit într-un final și că dacă vii aici frumos cu paletul lângă mașină și îl pui așa, practic paletul se băgă cumva sub mașină, ia. Nu cred. Să băgase un pic, dar hai să vedem dacă se ridică mașina. Nu se ridică, bă, frate, se distruge paletul, bă. Mamă, nu cred așa ceva și m-am chinuit o grămadă pentru un mit fals. Super, ce să zic, da, mitul ăsta este fals. Ok, următorul mit este în legătură tot cu forkliftul. Știi că nu poți să iei bagajele astea de aici, pachetele astea. Hai să vedem dacă putem să le luăm sau nu. O să încerc să mă urc aici frumos. Văd că este o liză acolo, ok. Vezi că pachetele astea se mișcă. Și că nu le poți lua, mă, de ele se mișcă. Nu le poți lua, bă, sunt prea grele. Ce, mă? Bă, dar ele se mișcă, de ce nu le pot lua? Ai, prea lu... Mamă, dar stai, mă, frate, că astea-s de-alea. Sunt alea prea mari, mă, cred că de-aia, mă, mi-e trebuie pachete de alea mai mici sau ceva. Ok, eu am nevoie de pachete cum sunt alea din față de acolo și cred că trebuie să fac un pic de loc ca să ajung la ele. Și cred că doar așa, am ajuns să muncesc aici pe ăsta, nu, caut alt palet, alt palet. Uite, mă, ăsta de aici e mic, mă, frate, uite, chiar l-am găsit repede. Uite, ăsta de aici este palet din ăla mic, ok, cu puține cutii pe el, tot ce trebuie. Ok, lăsăm asta jos, băgăm aici. Ia, vezi, mă! Merge, bă! Merge! Deci mitul spunea că nu putem, dar noi putem. Deci e... sau am zis-o greșit la început? Nu mai știu, bă, ideea e că pot. Și mi se pare super tare că pot să plec cu astea. Și ia, le pun aici sus. Nu, nu, au căzut cutiile, bă. Nu pot să pun sus. Le pun pe tren, mă, vreau să le pun la expediție, gata. Să plece din țară, să nu le mai văd. Hai, mă, stați aici, vă rog, eu rămâneți aici. Da, o să le ia cineva de aici la un moment dat, mă gândesc. Și o să le ducă undeva, că na, nu or să stea acolo tot timpul, deci e bine. Colacul și prestul chestiilor de pe plajă, gen umbrele și astea, nu iau foc în GTA, fraților. Ei bine, eu cred că umbrelele se vor sparge, dar prosoapele vor rămâne pe jos. Și colacul, nu știu ce să zic, nu știu dacă a văzut vreun colac distrus. Hai să vedem. În realitate ar trebui să ia foc, dar ele cică în GTA nu iau foc. Ok. Ok, colacul clar nu ia foc, ia umbrelele astea, nici umbrele, nu se sparge nimic nu ia foc. Deci efectiv nimic nu ia foc, o să așteptăm până se stinge focul, poate cine știe, ard mai greu sau ceva. Mingea, nici mingea nu ia foc, nici un prop de pe prop, însemnând obiect, nici un obiect de pe plajă de aici nu ia foc, fratele meu. Bă, dar astea iau foc, mă, ia. Astea cum le zic? Bă, nu pot să cred, trag pe ele, arunc prin ele. Astea, pancardele astea imense iau foc. Ok, deci absolut nimic de pe plajă nu ia foc. Bă, nu cred că din cauza pentru că sunt ude sau ceva. Dar pur și simplu nu iau foc pentru că nu sunt făcute să ia. Scuterul ăla ia foc, mă? Ia, deci fiți atenți, scuterul ăsta, mai am două. Am dat foc la scuter. Sunt curios dacă bubuie scuterul ăsta, bă. O să-i dau grenadă, îi dau grenadă. Fugi, coștene! Ok, nici scuterul ăsta nu... Bă, dar pot să-l conduc, mă, să-l iau? Nu, bă, deci astea sunt puse doar de formă aici. Da, bine de știut, gen. Deci mitul e adevărat, chiar nu iau foc chestiile de pe plajă. Uite, uite, încă nu s-a stins focul. Ia, nu s-a stins focul, dar... Uite, colacul e regulă, frate, e un colac. A, ok, și dacă tragi cu arma în ele, dispar imediat. Am înțeles situația, inclusiv mingea și rucsacul și șlarvii și tot, mă. Și asta... Și lopata, lopata nu dispare, lopata a fost o plimbă hartă, ok. Și că pierzi semnalul la telefon dacă intri într-un tunel. Ei bine,
În momentul de față avem semnal, de semnalul se vede, este în stânga ecranului acolo la telefon. Bun, și vom intra în tunel acum să vedem dacă pierdem semnalul. Deci avem două liniuțe, da? Ia, două liniuțe. Nu se întâmplă nimic, gen îl închid iar și deschid iar. Tot două liniuțe. Bun, deci în tunelul ăsta practic nu se întâmplă nimic, nu pierd semnalul. Bine, ci drept e un tunel mic. Hai să încercăm într-un tunel mai mare. Ei bine, tunelul ăsta din față e destul de mare, dar vine un tren, îl aud. Ia uita-l, ia uita-l. Ia. Ia. Nu claxonează, mă, și el. Nu claxonează, fraților, dar hai să vedem cât semnal avem aici. Avem tot două liniuțe, ok? Două liniuțe. Trece trenul și ne băgăm. Bun, bun, bun. Ne băgăm. Hai să vedem, hai să vedem. Ok, două liniuțe în continuare. Am mers destul de mult. Am mers destul de mult în tunel aici. Nu se întâmplă nimic, mă. Deci liniuțele sunt tot acolo. O să stau mai mult, ea, poate, nu știu, durează mai mult sau ceva. Nu, de semnalul nu se schimbă. De semnalul, bă, destul de mijloc tunel, adică tunel mai mare ca ăsta, nu cred că e în GTA. Dar nu se întâmplă nimic. Ia să încercăm să intrăm pe internet, ia. Merge, frate! Merge tot, gen, merge telefonul. Deci mitul ăsta e fals, nu-ți pierzi semnalul la telefon, dar în schimb, îți pierzi semnalul la GPS, fraților, pentru că asta știu sigur, de 100% știu asta. Da, hai să încercăm pe un tunel de pe stradă, gen. Ok, tocmai am pus un checkpoint în capătul tunelului. Hai să vedem dacă intrăm în tunel, practic ar trebui să nu mai avem semnal la GPS, să dispară radarul de pe hartă și dispare, dar la telefon avem tot două liniuțe. Cred că ăsta e standardul sau ceva, pentru că, nu știu, nu s-a întâmplat gen să am mai puține două liniuțe, nici n-am fost niciodată atent, dar dacă se schimbă ceva și voi avea trei, bă, hai să vedem în oraș, mă. În oraș avem trei liniuțe, mă, în mijlocul orașului, practic în oraș ar trebui să fie semnal blană, nu? Ia, sau la metrou să încercăm, nu știu. O liniuță aici, ce? Nu cred așa ceva. Bă, chiar scade semnalul? Aici avem o liniuță? Ce, mă? Nu cred. Și dacă vin, nu știu, la plajă. La plajă, ia. Teleport, bun. La plajă avem... Avem full la plajă! La plajă avem full! Păi atunci hai să intrăm la metrou. Stai, mă, așa, că chiar îți pierzi semnalul la telefon. Unde e metrou? Era pe aici. Uite, aici e gura de metrou. Da, o să caut stația aia subterană de metrou, gen. Sau stai, uite, în interiorul metroului, aici, jos. O liniuță! Nu cred așa ceva, vreau să fac un scade, gen. Vreau să fac un scade, deci morc în metrou. Nu pot să mă mai urc. Ok, bun, deci aici afară am tot o liniuță. Și dedesubt cred că tot una am, bă, nu cred că rămân fără de tot. Ok, am luat motocicleta asta și scot telefonul, am o liniuță. Sunt curios dacă rămân fără semnal de tot, gen. Adică să se ducă tot semnalul, fraților. Mă duc pe aici prin gurile astea de... Ar trebui, frate, să ducă semnalul aici de tot. N-ar mai trebui să fie, gen. Adică, pe bune, sau să văd când se modifică, că practic semnalul, uite, am ieșit. Am ieșit de aici, bun. Și plec, unde? Să mă duc, merg așa. Dar nu se modifică semnalul, nu știu. Bă, ideea e că în unele zone e mai mult semnal și în alte zone e mai puțin. Dar uite, aici la puțin semnal, gen. Merge mai greu internetul? Merge la fel, frate, internetul. E la fel, dar nu e nicio diferență, e doar ceva gen de grafică sau ceva, nu știu. Mă gândesc. Adică doar ți arată că ai mai puțin semnal, de fapt e același lucru. Dar în realitate dacă ai mai puțin semnal, chiar ai mai puțin semnal, frate, acum e pe bune, gen. Ok, acum vom testa ceva care, bă, niciodată nu m-am gândit la așa ceva, să mă uit sau să văd, nu știu, la detaliu ăsta nu m-am uitat niciodată. Și chiar nu m-am uitat, m-am teleportat aici și nu m-am uitat la absolut nimic, ci că umbrelele de pe plajă, când bate vântul, se mișcă, fraților. Hai să vedem. Nu se mișcă deloc. Nu se mișcă deloc, mă. E fake, frate. Gen, trebuia să se miște, uite, ca astea, așa, gen. Ok? Așa trebuia să se miște, dar nu se mișcă, bă. Nu, deci uitați-vă, nu se mișcă deloc, dar chiar am fost foarte atent să mă uit dacă se întâmplă ceva. Dar apare nu se întâmplă absolut nimic. Ia, aia de acolo, oare? Să se miște aia cu România, mă. Umbrela României. Nu se mișcă absolut nicio umbrelă, bă, și sunt valuri și vântul bate, pentru că acolo se mișcau chestii. Dar
Aici nu se mișcă absolut nimic. Bă, ce țeapă mi-am luat, bă, și chiar credeam că e real. Chiar mă gândeam că, bă, cât de tare. Dar cred că aveam moduri de fizică reală sau ceva în joc, pentru că altfel nu-mi explic cum se mișcau umbrele la el. Dar se mișcau efectiv toate, mă, bătea vântul, se mișcau toate. Nu înțeleg nimic, ia să vedem, puteți să-l omorâm pe ăla de sus? Da, n-am reușit, n-are nimic, mergem mai departe. Dacă plouă afară și arunci un molotov, ci că nu va lua foc pe jos. Hai să vedem, fraților, dacă este sau nu adevărat. Eu sincer nu cred. Bă, vreau molotovul! Ok, îl arunc. A luat foc, dar hai să vedem dacă se stinge, gen. Nu, se stinge, mă, și plouă. Uite, știu, un balt aici și-l arunc, ia. Arde apa, efectiv, arde apa. Despre ce vorbim? A luat apa foc. Bun, hai să zicem că molotovul este mai, cum îi zice, mai altfel, ok? Uite, punem aici benzină pe jos. Și acum tragem cu arma, ia. Ia foc, mă, ia foc. Ia foc și se extinde la fel. Se extinde exact la fel. Nu știu, mă gândeam că molotovul practic împroașcă toată aia pe acolo și face nebunie, dar nu e așa. Mitul este, este fals, nu se... Asta nu se oprește focul, gen, dacă este ploaie afară, dar noi vom testa aici dacă în apă ia foc, efectiv, molotovul. Ok, vine valul și îl stinge, bă! Deci valul îl stinge, uite, punem aici și dacă vine un val acum și vine... Da, aparent nu vine. Uite, vine valul, vine! Ăsta e valul, ăsta e valul, fii tenuți. N-am reușit? Aici. Da, bă, că dacă arunci fix atunci când vine valul se stinge. Bă, asta e bine, uite, acolo vine valul sigur. Deci aici vine 100% mereu valul. Iată la acolo, vine, vine. Este aproape, hai mă, valule, vine odată. Vin ca în greu valurile astea, nu vi se pare? Vine unul, uite-l. Gata, aici. Și uite, vedeți? Uite, nici nu mai merge, gen. Gen, se întâmplă lucruri. Sau ceva, stai, că vine un val. Ia. Da, până am aruncat, eu s-a dus. Uite, a venit apa? Dar n-a venit suficient, bă, ideea e că apa asta mare stinge, ați văzut și voi, nu știu cum să vă arăt! Mamă, deci, vine un val, acum și... Tai de capul meu, nu mai zic nimic, bă, vine altul. Am aruncat prea târziu. Nu pot să cred, nu mai gata, apa asta nu joacă peste, efectiv. Ok, molotov aici, deci dacă vine acum valul, ar trebui să ducă tot, mă. Să se ia toată apa. Deci fiți atenți că chiar vine valul, mă. Nu că chiar am vrut să arăt chestia asta. Haide mă, nu mai vine niciun val. Acum nu pot să cred. Nu mai vine niciun val. Bă, zici că se joacă împotriva mea. Vine. Vedeți? Apa a stins focul. Uite, până aici l-a stins. Deci mitul cu apa e adevărat. Apa stinge focul. Apa aia. Păi da, umbrela asta nu se mișcă deloc. Ok? Apa aia care vine din apă, gen, din ocean, stinge focul, dar ploaia nu poate stinge focul, ceea ce mi se pare destul de rău. Ia să aruncăm și o grenadă, face foc. Grenada nu cred că face foc, sincer. Da, grenada face doar bum și fum. Cu toții știm că pe aeroport aici aterizează mereu un avion. Ei bine, dacă intri face to face cu el, fraților, acesta va exploda. Hai să vedem dacă este adevărat, mă, pentru că noi clar nu explodăm. Unde e avionul? Vine, mă, avionul. Când vine, mă? Aterizează, mă? Sau pe unde vine, mă, avionul ăla, mă? Aici? Nu înțeleg unde e avionul, că tot timpul aterizează un avion pe aeroport. Ce se întâmplă cu avionul? Ok, efectiv stau aici de o grămadă de timp și avionul nu apare, fraților. Nu înțeleg de ce, scrieți-mi voi în comentarii, pentru că, sincer, de multe ori mă enerva avionul ăla. Dar nu înțeleg acum de ce n-apare. Bă, acum mă enervează că nu apare. Deci, practic, de fiecare dată avionul ăla mă enervează. Dacă am treabă pe aeroport acolo, apare, îmi strică tot. Dacă am treabă cu avionul, ghiciți ce? Nu apare avionul. Ce bine este să nu apară avionul. Ei bine, mă voi buși de avionul ăsta. Deci, băi, eu mă tot uit că poate apare totuși. Da, o să mă bușesc de avionul ăsta și dacă bubuie avionul, aia e. Dacă nu bubuie, îmi pare rău. Bam! Ce? Bă, stai că se întâmplă ceva, cred că îi dau damage la ăsta. Ia stați așa, că vine mai cu viteză, așa că parcă... Și a pornit când am intrat în el, gen, sau cum? Ok. 3, 2, 1
Și... Da, dubios ce s-a întâmplat aici, nu o să mă mai bag în ăsta. Avionul nostru adevărat nu apare, deci asta e tease, nu putem testa live pe ăsta. Cred că mit, pardon. Bă, cred că e primul mit pe care nu-l putem testa pe bune, gen. Muncitorii de pe șantiere și ei, dacă te duci și stai pe lângă ei așa, iurea, te vor lua la bătaie, efectiv, din niciun motiv. Nu știu ce motive au, cred că nu le ies lucrările sau ceva. Uite, pe ăștia sunt pauză. Ia să vedem, se iau de noi, mă. Stau așa lângă el. Iută-l, mă. Ce vrei, mă? Băi, băiatule! Unde te crezi aici? Iută-l, mă, s-a făcut dușman cu mine acum, mă. Tu ce vrei, mă? Poate lovește pe ăsta. Bă, a trecut pe el! Nu vă bateți, mă, între voi! Nu vă bateți, mă, între voi! N-aveți tu pe o să dați unul cu altul, mă? Oare eu dau, mă, unul cu altul ăștia? Ce-ar fi să se rovească? Eu te bă, zici că sunteți lichidați! Bă, ce aveți, ce ai, bă? Bă, ai, mă, drumul de aici, mă. Tu? Tu? Ce vrei? Bun, da, i-am liniștit pe băieți. Vezi, 21-13 dolari. Bine, am făcut niște bani cu băieții ăștia aici. Dar, momentul adevărului, mai este sau nu mai este? Mașina noastră de gunoi acolo. Practic, mașina de gunoi trebuia să stea acolo în, la casa lui Michael. Mult, mult, mult timp. Tot timpul, frate, până o scos de acolo și nu mai lasă. Practic, în garajul ăla salvează mașina, ok? Hai să vedem dacă mai este mașina acolo. Și dacă garajul este este tot deschis. Și dacă avem mașină, altă mașină aici în dreapta. Bun, aici este altă mașină, dar nu înțeleg. Crystal, ok, ok, ok. Aici ce scrie? Ok, ok, ok. Bă, garajul nu se închide, mașina e tot aici. Bun, deci, da, mitul ăsta e adevărat. Chiar poți depozita orice mașină aici. Orice mașină încape în garaj. Și aceasta nu va dispărea absolut niciodată. I-am spart și roata. Da, curioasă treaba dacă rămâne curată spartă. Dar vă aflu probabil în episodul următor. Mașina asta de aici, efectiv, s-a schimbat, bă, deci eu nu înțeleg. Deci mă duc la aeroport. Ok, teleport, waypoint, da? Stau pe aici un pic, mă plimb. Trag cu arma un pic. Dau un camionul ăsta, fac ce vreau, da? Și acum mă duc înapoi, da? Îmi dau teleport, toate bune și frumoase. Bun, teleport. Și, ia, acolo e altă mașină, frate. Bă, deci eu nu înțeleg, e altă mașină. Ia să vedem, are tot o rată spartă? Nu cred că are o rată spartă. Are? Roata e spartă în continuare, mă, uitați-vă. Așa arată o rată când se sparge. Și asta e spartă deja. Că dacă dai like vei avea noroc 10 ani în viață și pe lângă asta începem direct în forță, fraților. Și că putem face rost bani de la ATM-uri dacă aruncăm sticky bomburi pe el. Așa că suntem aici la un ATM, băgăm sticky bomburi forță aici. Bă, cred că merge și cu unul, dar noi îi punem mai multe, mă. Să fie bine, aute, aruncăm așa și pe perete și pe lângă perete. Bun, ne dăm înapoi un pic, facem un pic de distanță și bam, ia mă aruncă cu bani. Zim că mi-a dat banii aia blană rău de tot. Da, aparent, ce? Am intrat, ok. ATM-ul încă funcționează, deci e bine. Ce e asta? Am datorii, mă? Am datorii? Da, dacă avem datorii, plecăm. Da, aparent primul mit nu funcționează, mă, fraților. Ar fi fost tare să ne dea bani, sincer. Următorul mit spune că dacă umbli pe telefonul din joc, telefonul din mâna jucătorului, adică din mâna lui Franklin, va intra exact acolo unde vei intra și tu. Hai să vedem. Bă, nu cred, vedeți? Deci nu știu cum să mă dau. A, uite, el se mișcă și așa. Dar se vede de aici, bă, uite, se vede clar că telefonul se mișcă, bă, frate, stai să mă dau un pic la lumină aici. Poate sărim în apă, totuși. Sărim în cap, în apă, mă, hai, hopa, bam. Ia, mă, și te rog frumos, ieși afară fără să te neci, mulțumesc. În apă nu putem vedea telefonul, dar nu-i nimic, ieșim afară. A, ne-am uitat și pe telefon dacă e din apă. Bun, uitați-vă, bă, deci se vede clar, da? Ia, uite. Și dacă intru pe ceva, dacă am intrat direct pe cameră, că și eu-s paletin. Uite, intrăm pe texte. Uite, vezi, bam, a intrat și acolo pe texte. Deci mitul ăsta e adevărat, frate, chiar telefonul se mișcă în timp real în mâna caracterului. Tare. Următorul mi spune că dacă lovim un om pe stradă cu un singur punct și să cade pe jos, exact în felul ăsta, și nu se mai ridică, ci că vine ambulanța și îl salvează, bă, fraților, o să stăm aici lângă el, să vedem dacă ambulanța îi salvează viața sau nu, bă, eu chiar sunt curios dacă îi salvează viața, pentru că, uitați-vă la el, bă, mititelul, mai avea atâtea șaurme de mâncat până să moară, bă, hai, mă, ambulanță, vină mai repede. Ok, vine ambulanța, bă, și m-am uitat la adidașul ei și încă îmi plac și dacă nu-l salvează, o să iau eu adidașii. Haideți, mă! Salvați omul! Eu te-l pula, s-a rus în spate, cred că aduce targa. A dat ocolul la mașină, ok? Hai să vedem, îl salvează sau nu? Bă, salvați-l, mă, că era băiat bun, mă.
Era băiat bun, mă, haideți, mă, vă rog eu frumos, salvați-l. Știu, nu pot să cred, a scos documentul. E clar, nu-l mai salvează, e mort. Bă, că au venit și târziu, de ce să vă vin? Hai să căutăm altul, să-l lovim, poate să salvează pe ăla. Uite, tipul ăsta de aici nu pare genul de băiat care să moară dintr-un singur pumn sau o palmă. I-am dat o palmă, ok. Văd că este întins pe jos. E culcat, acum așteptăm altă ambulanță. Cred că e de acolo, nu intervin sau ceva. Băi, vreau să cred că omul ăsta n-a murit. O să sunăm noi la ambulanță, pentru că momentan ne-am pus să medităm aici, să ne rugăm pentru el, că poate nu facem pușcărie că a omorât un om aici, sincer. Dăm telefon la paramedic și poate vine cineva și salvează. Eu nu înțeleg de cât de nepăsător sunt medici în GTA. Ați văzut când am fost medic în GTA, salveam pe toată lumea, frate, unul nu murea. Ba, pare nu vine nimeni și mai lovim un ultim. Stai pe loc, am zis. Stai pe loc. Așa ziceam și eu, tot bă ăsta. Mamă, dar asta nu, că trebuie să lovești dintr-un pumn, cică. Stai că găsim pe cineva să lovim dintr-un pumn, o palmă, cea. Stai, tanti, stați așa. Gata, mă, deci sper să nu mai dea vreo mașină peste ea sau ceva. Să vină cineva, bani, și sună la ambulanță și nu vine nimeni. E o ambulanță acolo și tot încurcă traficul, mă, că mă apucă nervii. M-am gândit mai bine și am schimbat locația, că poate ambulanța aia nu era bună acolo și din cauza ei nu vine nimeni. Și i-am dat lui ăsta o palmă și văd că a căzut cu fața de asfalt. Hai să vedem dacă salvează cineva, mă. Ok, de data asta ambulanța a venit mult mai repede, uite acolo. Haide, mă, băgați viteză că moare omul aici lângă voi. Ei stau la a, s-a oprit acolo, băieți deștepți, uite ce fug. Vezi că ăștia scau lumea, cred că ăștia salvează, bă. Vedeți ce viteză au pe ei? Ia. Haideți, băieți, vă rog eu mult, faceți ceva pentru el. Faceți ceva pentru el, am găsit aici, e dărâmat, deci dacă nu salvați, vă omor pe amândoi. Deci dacă scoți iar agenda aia, ai pus... Am înțeles. Ați pus-o cu mine, băieți. Ai pus-o. De ce nu l-ai salvat pe Jonathan? Știați că-l cheamă Jonathan pe băiatul ăsta? Da, pare mitul ăsta e fals, bă. Bă, ce? Cumva te-ai ridicat? Stai culcat, am zis. Ok, următorul mi spune că dacă îmi puși rezervorul de benzină al unei mașini, aceasta va scurge benzină peste tot în timp ce mergi cu ea. Dar acum nu știu pe ce parte are rezervorul sau ceva, hai să vedem. Ok, o să tragem pe ambele părți, să vedem care e situația. Cam undeva pe partea asta ar trebui să fie asta de... Ok, a explodat. Sincer, poate a explodat pentru că a curs petrolul din aia. Uite, am tras 3 gloanțe și acum hai să încercăm să mutăm mașina, să vedem dacă se întâmplă ceva cu ea. Dacă chiar curge sau ceva petrol din ea. Ia. Pe bune. M-am găsit să trag și într-o mașină electrică, mă. Doamne ferește. Bă, da, aici sunt numai mașini de-astea electrice, mă. Vreau și eu o mașină cu... Bă, mașina asta sigur are motorină, benzină, ceva. Așa că, culcat, am zis băiatul. Așa ziceam și eu, să fii culcat. Tu, tanti, dacă te mai bagi mult în mine... Da, cred că o să o împușc și pe... Și pe tanti, că mă enervează. Ok, și unde ar putea fi rezervorul? Bă, dar uite, nici asta n-are. Bă, dar pe unde bagă ăștia? Ăștia pe unde bagă benzină, mă, în mașinile astea? Că nu înțeleg. Ok, am tras în partea asta. Bă, se aude cum curge. What? Se aude cum curge. Bă, chiar curge. Uite, bă, curge. Curge benzină din ea, mă! Bă, ce tare, bine, i-am spart roata, dar curge benzină, deci aparent e adevărat mitul ăsta. Și că curge benzină la infinit, nu se mai oprește niciodată. Asta are benzină limitată, pentru că, din câte am înțeles, GTA-ul nu are de asta de bă, cum îi zice? Ia vrem, puteți să-mi dăm... Nu pot să cred că i-am dat foc. Bă, deci asta e idee super tare să incendieze mașină. GTA-ul nu are fizici de-astea pentru alimentat, gen să consume benzină la mașină și chestii de-astea. Bă, da, da, și explodat. Șmecher, a mers, deci mitul ăsta este adevărat. Ok, următorul mi spune că putem intra pe internet și găsim un site pe care putem să-l tragem în spaniolă. Un site cu taco. Așa că trebuie să intrăm aici, să scriem taco, simplu. Și intrăm la taco bomb, ok. Avem taco, mamă, ce bine arată ardeiul la acolo. Ce ar merge un ardei de la... Ok, ce asta? Burrito. Mamă, dar vezi că arată cam bine mâncarea asta de aici. Ok, taco lunch America, nu știu ce. Learn Spanish with taco. Ok, listen. Putem să învățăm spaniolă cu taco, bă. Mi taco tiene pinta de vagina podrida. Ia. Where are the toilets? Ne întrebăm unde e toaleta să mergem și noi să ne facem nevoile și astea. Ia să vedem. Nicolon está a punto de explotar.
Micolon este a punctul de exploatare. E clar, deci trebuie să recem să exploatăm toaleta. Asta ne zicea Sfâne. Mai departe, mi-e șmecherea asta. This burrito is so filling, ok, ia. Necesito una cesaria de emergencia. Necesito una cesaria de emergencia. Mi perro come mejor. Mi piero come mejor. Bă, vezi că am învățat spaniolă. Deci fițeresc că deci am învățat astăzi, da? Necesito una... am uitat deja, bă, ce, nu mai știu să citesc în spaniol. Ce? Me duele el corazón de astea, ia. Bă, dar voi vedeți că tacul ăsta dă din gură când vorbește? Da, bă, apare Dimitri, adevărat, putem învăța spaniolă pe GTA. Ok, următorul mi spune că dacă vii în locația asta, exact aici, uitați-vă și mai des tu să vedeți, dacă vii exact în locația asta, pe drumul ăsta moare de aici, vei vedea NPC-urile cum aproape fac accident cu mașinile, așa că hai să ne uităm. Bun. Ăsta văd că ia curba destul de bine. Bă, ce? Ai văzut ăla s-a ridicat în două roți, ce? Bă, nu cred așa ceva. Bă, deci chiar asta se întâmplă, bă? Adică NPC-urile chiar sunt atât de noabe încât se lovesc de marginea asta de pod și aproape cad sau ceva? Vezi că e cam tare, dar nu mai vine nicio mașină, bă. Ia vezi că vine una. Ia uite-i, ia uite-i și... Bă, da, bă, uite, deci efectiv trece cu roata peste marginea aia acolo. Nu știu cum e curba sau ceva. Eu te-l pe asta cu jeepanul mare, ia! S-a dus asta. Bă, dar nu se răstoarnă nimeni, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg cum se face, nu se răstoarnă nimeni, că practic ar fi trebuit să se răstoarne sau ceva. Eu te-l și pe asta. Hai mă, răstoarnă de tu, mă. Ăsta a pus frână din cauza mea. Sau nu mă, uite, ăsta știa drumul, mă, l-ați văzut cum a mers? A știut drumul ăsta, cred că stă pe în zonă pe aici, ia să ne dăm mai departe. Să-l vedem pe ăsta cu jeepanul. What? S-a dus. Bă, da, și mitul ăsta e adevărat. Mașinile să lovesc tare acolo. Dar hai să vedem și noi cât de greu poate fi. Măi, asta e. Să-mi iau și eu o mașină. Unde, mă, vehicul aici. Ne luăm un orice, o mașină supercar de asta. Uite, mă, nu, că formula e prea bună pe curbe. Nu, formula e prea bună pe curbe. E prea OP, deci nu, hai să ne mai uităm la unii între timp ce fac acolo. Și vreau să-mi iau bă, dar nu se răstoarnă, mă. Credeam că se și răstoarnă, mă. Dar nu se răstoarnă nimeni. Uite, mă, ne luăm asta. Asta nu e chiar de OP pe curbe. Prinde viteză și asta ne interesează. Să luăm curba exact așa cum trebuie, să vedem care este situația. De ce oamenii să răstoarnă acolo? Că chiar nu înțeleg, adică pe bune, ia. Uite, curba, bine, e un pic strânsă, dar nu-i chiar atât de rea încât să zici că, bă, frate, ce n-aș pe ea. Nu înțeleg de ce să tot urcă ei pe acolo, dar asta e mitul adevărat. Bă, voi ați văzut ce plantație serioasă are tataia asta? Ia uitați-vă un pic, dau în plantație și nu se întâmplă nimic, mă, uite. Uite-și tu, când dau peste plantația asta, mă distruge plantația. O, ce face păpușe? Păpușe, asta e plantația ta, ești la fel de tare ca plantația, dacă mă întrebi, hai că te... Uite-mă, mamă, și-a dat duhul aici pe plantație, o mititica, aia e, bă, frate, aia e. Da, deci asta nu cred, deci nu cred sub nicio frate. Ia stai, poți să mă uit până asta? Ce, mă? Mamă, deci asta nu știam că poți să mă uit. Aparent e... Uite-o, pot da și cu zoom. O, ce face băieții acolo, stau și e la picnic. E tare, mă, e tare, bun. Și că poți să te transformi în pește pe GTA dacă sari aici, exact în locația asta. Bine, toată lumea cred că știe locația asta. Este pontonul ăsta mare de aici. Trebuie să sari în apă, ok? Bun, am sărit în apă și știi că este o piatră care are o floare lângă ea. Și dacă o mănânci, te faci pește. Deci dacă ai putea să mănânci floare... Opa, uite aici. Asta e floarea. Nu spune că pot să mănânc floarea asta, să mă transform în pește, că nebunesc. Dar eu nu prea știu să not, sincer, pe aici. Dar nu asta e important. Important e... Bă, te baci și tu la floare acolo. Ia, mă, cum mă mănânci? Bă! Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Nu cred că mă transform în pește, bă. What? Ok. Mamă, ai, e o plantă gen... M-am drogat cu o plantă sau ceva. Și m-am făcut balena albastră care nu e albastră. Bun, deci asta e pentru cele mai tari lucruri pe care le-am văzut în viață în GTA asta. Nu credeam că poți fără moduri să te transformi, dar aparent funcționează. Deci mitul este adevărat și nu mai știu cum făceam să ies din starea asta, dar ce mai contează? Contează doar că suntem bine, bă, fraților. Suntem peștani. Uite-te la noi. Dați like, bă, dați like. What? Uitați-vă la mine cum fac după ce am ieșit din animație!
Practic am vrut să mă teleportez în alt loc și dădeam, stăteam așa cu mâinile pe spate, pe alea. Bă, da, ăsta chiar e tare, uite, deja, mamă, și norii văd, mai de capul meu ce fel văd toată situația, bă. Aha, alucinații mari rău de tot, pe bune, vă zic, ce-i cu norea? Chica, te poți face polițist fără moduri în GTA, hai să vedem dacă funcționează. Trebuie să venim exact în această locație, ok? Bun, exact aici este secția de poliție, ca să fie clar pentru toată lumea, da? Bam, să se vadă, să veniți și voi să testați, că dacă merge, în cazul în care funcționează, testați și voi. Ok, intrăm aici, doamna asta frumoasă se uite la noi, dar noi nu o băgăm în seamă, pentru că suntem viitori polițiști, frate. Chiar dacă e colega noastră, nu putem să vorbim așa cu colegele, înțelegeți? Bun, și trebuie să intrăm în locker room. Ok, ar muri acolo și uite, locker rooms. Ok, se poate și prima pe dreapta aici. Bă, închisă ușa, mă, ci că poți fără moduri, bă, ce vrăjeală, bă! Opa, stai că aici n-am intrat niciodată, bă, de asta e. Stai că mai încerc, deci chiar nu mergem să intri pe ușa asta, deci aparent este fake mitul ăsta. Dar mai este aici armurii, ia să vedem, în armurii putem să intrăm? Bun, security, nu. Bun, deci nici aici nu putem intra, deci aparent nu funcționează, bă, fraților. Opa, am luat ceva? Mitul ăsta este fals, nu te poți face polițist, dar aparent pot să mă plimb prin secția de poliție fără ca nimeni să-mi facă nimic, așa că o să mergem să dăm o palmă unui polițist de ăsta pentru că ne-ai enervat, așa, și vino și tu, na de aici, și lăsați-mă în pace că sunteți niște urâți, nu mă lăsați să mă fac și eu polițist, dar eu ce am, mă, doar pentru că sunt coștinii, nu pot să fiu polițist, mă, că vă și bat acum, hai, nu mă mai enerva, stai jos acolo, așa zicea, bă, stai. Asta e cantare pe picioarele lui. Bă, dar nu ți se pare că trăiești cam mult? Hai, dați-i drumul și lăsați-mă în pace. I-am lăsat un pic de ei să trezeți mai târziu, știți? În această locație, exact aici, da? Bam, e clar, da? Exact aici, în locația asta, avem și că un cave secret. Bă, ce-i drept, nu știam de el până acum. Poate am trăit-o în peșteră sau nu, dar este chiar în fața noastră. Și ce că putem găsi bani în el? Bă, sincer, asta mi se pare că am trasă de păr și că trebuie să vii frumos aici. Să pui un destabam, un sticky bomb, să te îndepărtezi, să-l detonezi și că se deschide și poți intra în el. Oh, s-a deschis! Oh, vai doamne! Ce o fi în interior! Bă, aparent nu se poate deschide, dar putem vedea ce este în interior, așa că hai să vedem. Oh, o grămadă de bani! O grămadă de bani erau în interior, da, și mitul ăsta, bă, deci sunt foarte multe TikTok-uri fake din GTA, bă, frate, deci nu vine să cred cât de răi pot fi oamenii ăștia, bă, îți dai seama că unii oameni chiar vin, bă, de ce-i drept și eu am venit, am zis, mamă, dacă găsesc bani aici, am dat lovitura, vă dați seama, dar aparent, nu, mitul este fals și îmi pare foarte rău, bă, dar ia să vedem, scoate altă cască, oare? Puneți-mă casca, nu mai scoate, ia aia? Bă, nu cred așa ceva. Dacă ăsta are căști nelimitate sau ce? Ia, dă-o jos acum. Deci nu pot să cred că am găsit eu un glitch de ăsta. Deci efectiv am căști nelimitate dacă stau pe motocicletă? Ia. Ok, da, aparent am căști nelimitate, bă, frate. Bă, asta e tare, poți face rost de 100.000 de căști, dar nu știu. Să tragem cu arma în ele. Să vedem ce se întâmplă dacă tot le avem. Nu? Nu spune că au dispărut așa. Au dispărut instant, mă, frate. Oh, uite că am dat-o pe asta jos. Ia, cască, culcat. Da, pare, nu cred că ne protejează prea tare casca asta, pentru că, uite, tragem în ea și, da, cred că iese glonț pe partea ilantă, da, nu înțeleg ce se întâmplă, dar, nu știu ce să zic de căștile astea, scam dubioase, căști de la fantomă, cred. Bun, deci o să vă arăt locația doar dacă funcționează de data asta, pentru că deja m-a apucat nervici, că în garajul ăsta de aici din stânga o să fie mașina lui Batman, mă. Așa, cică. Că e mașina lui Batman aici înăuntru și știți ceva? Dăm direct cu rachete. Bă, fraților, l-a dat cu piciorul. Da, noi nu. Dăm direct cu de-astea. Hai că să spargă astea cum le-a spart ăla cu piciorul, dacă e. Deci, aparent, nu se pot deschide garajele astea în primul rând. Dar hai totuși să vedem ce se află. Bă, în interior e ceva. Interiorul este interiorul pe care l-arăta el acolo. Dar... nu este mașina lui Batman aici, exact aici ar trebui să fie mașina lui Batman, mit fake, mit busted, mit cum vreți voi să-i spuneți, e nașpa, bă, ce mai minte ăștia pe TikTok, bă, și le-am salvat de mult pe astea, chiar voiam să le testez, bă, să fie, dacă erau adevărate, mamă, ce mai plăcea, bă, dar uite și tu, bă, îmi pare atât de rău de miturile astea că îmi vine să distrug toată parcarea asta de mașini și asta o să fac, asta am făcut, îmi pare rău, n-am vrut să fac asta, dar s-a întâmplat, bă.
Ok, următorul mit sau locație secretă este că putem intra aici, în spatele ușilor ăstora. Opa! Stai că aici chiar putem intra, dar altceva mai e aici? A, pare nu mai e nimic. Bine, ce drept, nici în clip nu arăta mai mult, deci locația asta secretă există, dar totuși... Iată, nu mai putem face nimic altceva, dar îți poți ascunde acolo banii! Îți bagi banii, bagi geanta cu bani acolo și... Sau te poți ascunde de poliție sau ceva, băi, e destul de tare. Chiar sunt curios dacă ar veni poliția după mine acolo, așa că hai să facem wanted. Tocmai și mi-am dat 5 steluțe și voi intra exact aici, în locația mea secretă, să văd dacă va intra cineva după mine și dacă voi putea... Bă, da, vreau să și închid ușa. Așa, bun. Așa, să închidem ușa. Și hai să vedem dacă intră poliția după noi. Eu chiar sunt foarte curios. Ia, vezi că vine deja prima mașină. Cred că ei și pot vedea până astea. Sau ceva. Ia stai. Unde sunt, mă? Unde sunt polițaii? Uite acolo. Ia uite că vin. Ia uite că vin, ok? Ok, bun. Ia. Intră după mine, mă. Stai să-mi scot și eu o armă, totuși. Bă, au intrat, bă! Mama, pare nu te poți ascunde nici de poliție aici, bă. Stai jos, am zis. Bun, da, nu te poți ascunde. Bă, dar ăștia nu mor, mă, nu știu, frate, cât HP au polițiști ăștia. Hai, mă, mai aveți tu pe o să intrați? Stai, mă, că ies eu la ei. Ies eu la voi doar așa de... Uliu, ce fum iese de acolo! V-ați dus, bă? Stai că pe ăștia vreau să-i bubui, mă. Gata, v-am pupat, polițiștilor. Bă, deci dacă nu, nici măcar nu cred, deci doar mă urc așa de dragul clipului să văd ce se întâmplă. Dacă te urci aici și cobor pe partea cealaltă, va fi acolo jos un diamantan cu 5 milioane de dolari. Oh, nu, ce se întâmplă, 5 milioane? Ia uite, deja văd diamantanul, fraților. Ia, unde e diamantanul, mă? Ia uite-l, exact aici era pe clip, exact aici era pe TikTok. Hai că e bine dacă e, nu avem niciun diamantan, ok? Ai de capul meu, îmi vine să plâng, bă, cu miturile astea, pe bune, bă, n-ai cum așa ceva, te-a fake-uri. Ok, și că dacă vii noaptea aici la telecabină, bă, exact pe la ora 1 noaptea, vei găsi o pânză de păianjen undeva pe în zonă. Hai, uite-o, bă, chiar e o pânză de păianjen aici. Uite-o aici, dar stai că nu știu cum să fac lumina, aveam lanternă la un moment dat, dar nu știu ce am făcut. A, facem așa, mă, clasic, opa, clasica lumină, mă, ia, bam. Hai că clasic. Bă, apare, cred că n-ar trebui să ia foc sau ceva pânza. Așa că hai să dăm aici, sus. Uite, se vede clar că e pânză de păianjen acolo, da? Păiangăni! Bă, e bine. Și dacă fac altă oră ea? Fac ora 4. A, uite, bă, rămâne aici dacă stai peste noapte. Da, tare. Aparent chiar apare o pânză de păianjen. Pot să mă prind în ea? Da, nu cred că pot. Cred că pur și simplu treci prin ea și atât. Ia să vedem. Da, apare nu prea merge să te prinzi în ea, dar apare pânza, e ok. Bun, următorul mit este vorba tot despre bani. Știi că în spatele casei aici... Ce-au ăștia, mă? Auziți? Nu, stai că nu vreau să-i sperii pe oameni, ci că ar trebui să fie doi oameni aici în spate. Oh, sunt doi oameni în spate, oh, nu, și unul din ei avea foarte mulți bani aici. Dacă l-omorai, făceai o gălăgie de bani, dar aparent e chestii de asta de aruncat micii de... Cum le zice... Micii de tenis, dar apare mitul e fals, nu e niciun om aici. Și hai să încercăm și la altă oră, că poate la ora asta nu e bine sau ceva, nu știu, ia să setăm ora la time options de prea dimineață, uite, să facem ora 15. E bine, ora 15 e ok, frate, au apărut oamenii. Ia uite, mă, mai că au apărut, dacă e, nu, oamenii nu apar, bă, banii în GTA nu se fac atât de ușor, bă, ca pe TikTok. Bun, încă o locație secretă, încă un mit pe care... Probabil nu funcționează, da, nu merge. Și că puteai intra în casa asta aici din locația asta. Dar aparent, este că e un tip aici. Stai, ce? Stai, mă, stai, că ceva se întâmplă aici totuși. Salut, John. Te pup. Ce faci, frate meu? Ești tu aici casetofonul cu alea? Bravo, mă. Hai, mă, să dansăm și noi cu el, bă, ia. Ia să vedem, ne băgăm la dans. Ia, dansăm la bară, ia. No. Ce zici? Vezi că e bine pe dans. Ia, dans privat, ia uite. Facem un dans la băiatul aici. Și dacă ne cântăm, mă, good dance, ia. Aha. Yeah, my man. Yeah, aha. Aha, da. Stai pe loc. Da, nu știu ce trebuia să fac cu el, sincer. Nu cred că trebuia să-l omor sau ceva. Bani la el nu are. Casetofonul ăsta nu face nimic și nu poate intra în casa lui. Să-mi spuneți voi în comentarii ce... Ce-i asta, bă? Ok.
Bă, nu spune, deci dacă pot să găuresc ăsta nebunesc. Da, nu merge găurit, dar... Opa! Vezi că măcar are animație când treci pe el, vezi? Vezi? Viez, doamne, nu știu ce am, bă, azi, numai viez, viez, viez. Bun, deci aparent nu se întâmplă nimic aici în partea asta de, de oraș. Mitul e fake, uite, nu putem intra în casă. Deci da, uite, bă, masă de ping-pong. Bă, cine și-a dorit vreodată să aibă masă de ping-pong acasă, bă, că eu mereu am vrut, bă, dar cu toate că nu știu să mă joc ping-pong, dar mi se pare tare să ai o masă de ping-pong acasă, adică pe bune. Bă, uite, bă, ăștia creșteau porci aici. Ați rămas fără stăpân, porcilor, așa-i, lasă-mă că vă mănâncă băiatul, nu-i problemă, vă pun aici pe grătar, acum vă fac. Eu dă-l pe ăsta. Stai culcat, am zis că te mănânc, n-auzi? Bă, deci fiți atenți, dați cu toții like pentru că o să-l împingem pe tipul ăsta în apă, fără cuțite și de-astea, îl împingem efectiv în apă să cadă, bă, odată cu pești. Dar de fapt, m-aș pune și eu să pescuiesc, el mă, dar nu știu dacă ce mă? Am zis, du-te în apă. Așa. Pentru că nu mai lăsa să pescuiesc cu tine, dar ce crede că umblăm pe aici cu dintre ăștia? A, apare nu pot să mor pe scara aia, ai fost tare, sincer. Următorul mi spune că putem avea bani infiniți dacă intrăm aici în benzineria asta și detonem safe-ul. Să vedem mai întâi dacă putem intra în benzinărie, pentru că asta e, ăsta e primul lucru pe la care ne gândim, bă, oare putem sau nu putem să intrăm, că în multe chestii nu putem intra cum intră ăștia pe TikTok sau pe de-astea. Ok, bun. Oh, salut, John. Ce faci, frate? Vreau să cumpăr și eu ceva, oare pot să cumpăr, mă, ceva de el? Chiar aș vrea să cumpăr ceva. Ia, uite, un meteorit vreau. Vă rog. A, am heal-ul full. Mă, frate, dacă puteam să ceva, știi că eu... îmi pare rău! N-am vrut, nu, frate, nu e nimic, stai liniștit, că nu trebuie să chem poliția sau ceva. Bă, chiar e un safe aici! Bun, hai să-l detonăm, bă. Avem bani în safe. Ok, ne trebuie arme, ne trebuie arme, ne dăm arme imediat. Gata, mă, frate, am făcut roșii de arme. Ia. Unde-i, mă? Mă, dar unde? A, uite aici, mă, trebuie să ne dea ăla. Sticky bombo. Bun, punem un sticky bomb exact acolo. Ne dăm în spate. Băiatu, eu zic să fugi, că o să te sperii. Treaba ta, ia să vedem, bă. Ia. Și banii? Banii? Stai, mă, așa că-l luăm pe ăsta la întrebări. Auzi, mă, unde-s banii din safe, mă? Poți să trag în ăsta, oare? Ok, nu se întâmplă nimic. Da, aparent nu o să dă nimic safe-ul ăla, dar... tipul ăsta poate are bani aici. Eh, ia, fete, că eu măcar am spart magazinul. Bine, toată lumea știe că pot sparge magazine în GTA. Da, măcar să vedem câți bani am luat, că poate avea toți banii aici, nu-i avem safe. Da, pare nu ne apare câți bani avea, dar nu mai contează. Tocmai am comis o crimă și trebuie să fugim, că, na, așa se face. Bă, mi-am mai adus aminte că mașinile astea care, îți dau mașinările astea care, de la care poți să bei. Și aparent putem să bem, am testat asta înainte ca să văd dacă chiar poți folosi mașinările. Ok, uite, am luat doza, am dat-o pe gâtlej frumos, bam, bam, bam. Și că le poți face să-ți dea chestii gratis dacă tragi în ele. Ia. Asta nu merge. Bun. Asta. Da, aparent nu-ți dă chestii pe gratis. Bine, ce drept sunt un dolar acum, pe bune, stai. Bă, ăsta nu pot să spar să curgă sucul din el, să-l beau? Nu merge, bă. Bă, ce tare ar fi fost să fi putut să spargem astea. Dar stăm cu gura aici și beau așa. Bem tot sucul, da, destul de rău. O să spargem, o să devastăm magazinul. Tragem și aici în gogoși. Uite, mă, stricăm gogoșile, bă, frate. Că îi plac gogoșile, acum nu mai are gogoși. Hai să stricăm și la înghețat aici și plecăm. Gata, am devastat totul. O, putem trage și în geamuri, tare, șmecher rău de tot. Frumos, domne, frumos. Nu mai venim aici la benzineria asta. Și așa e departe de oraș. Bun, următorul mit cred că o să fie cel mai tare mit pe care l-am testat în viața mea în GTA și dacă funcționează, înnebunesc. Deci fiți atenți câte cerințe are acest mit. În primul rând trebuie să veniți în locația asta de aici, ok? Bun, deci asta este locația, o să plec exact de la drum ca să vedeți și voi drumul care este. Dar sunt niște condiții, afară trebuie să fie ceață, exact așa cum vedeți la mine. Asta trebuie să fie vremea. Ora trebuie să fie între 5 jumătate și 8 dimineața, nu mai târziu, nu mai devreme. Noi avem ora 6:29 și am blocat timpul ca să nu treacă timpul până când filmăm noi și vară și toate astea. Bun, deci este 6:29, puteți veni la 6:30, la 7, la 7:30, dar să nu treacă de 8, asta e ideea, că dispare planta și... să intrați aici în pădurice asta și mergeți pe lângă stânca asta aici și deja eu o văd, mă, este o plantă care te transformă în Bigfoot, mă. În Bigfoot!
Deci mie nu vine să cred așa. Ok. Am mâncat acum. Și... și bă, mi se pare prea tare. De dacă mă face Bigfoot, ne vreau să... înebune... nu cred! Sunt Bigfoot! Mamă, deci de-a poate mă prinde cineva, bă! Ok. Sprint atac. Bă, chiar vreau să mă duc să atac pe cineva. Chiar... ia... a căzut Bigfoot în cap. Da, are arme Bigfoot? Bă, nu pot să scot armele, cred. Da, uite, nu are arme Bigfoot. Dar, totuși, uitați-vă la mine. Sunt Bigfoot. Bă, cred că asta e cea mai tare chestie pe care am văzut-o în viață în GTA. O să mergem în oraș, că Bigfoot e în oraș, frate. Adică, bă, bune, gata. Direct în oraș ne-am dus cu Bigfoot. Și ia să vedem ce face lumea. Nu vreau să mor, atât îmi doresc. Bun, mă, deci văd că ne dispare hood-ul. Harta tot ne dispare. Dar Bigfoot este în oraș. Am zis, auziți, doamnă? M-ați văzut așa mai păros și ați zis că... ați zis că s-a întâmplat ceva cu mine, a? Nu aveți încredere în Bigfoot? Nu aveți încredere în Bigfoot? Treci încoace, femeie! Mamă, dar vezi că Bigfoot e cam... e cam puternic. Bă, vreau să mă duc să dau parte în parte cu unul, mă. Cu unul, mă, pe aici, cu oricine, mă. A, nu vreau, mă, tot cu femei să mă bat. Dar vedeți că alergă mai repede decât un caracter normal. Eu tot pe asta vorbește la telefon și că... alo, alo, l-am văzut pe Bigfoot! Am văzut pe Bigfoot! Oh, stai, mi-e frică de el! Nu-ți mai e frică de nimeni acum. Am zis că nu-ți mai e frică! Culcat, am zis! Bun, deci cred că asta e cea mai tare. Dacă aveți jocul 100%, uitați să vă zic, dacă nu v-am zis, jocul trebuie să fie 100% terminat. Avem un sombrero pe cap, așa că dați un like pentru că începem direct cu primul mic și abonați-vă pentru că mai avem foarte puțin până la 200.000 de abonați, bă, bărbășenilor, și poate faceți noi cât mai repede. Și primul mic spune că dacă ne apropiem de agenții ăștia de securitate, de militari, bă, de cei de la armată, aceștia nu ne vor ataca, nu vor avea nicio treabă cu noi, pentru că suntem prieteni, mă, asta e clar. Uite acolo cum merg ei, îi vedeți? Deci uitați-vă la ei cum merg. Noi vom merge încet așa către ei, să vedem dacă ne atacă sau nu, să vedem dacă mitul este adevărat sau dacă este fals. Bun, văd că momentan n-au nicio treabă cu noi. Bine, nici nu cred că ne-au văzut, sincer. Nu o să vreau să alerg către ei să nu-i sperii sau ceva, dar... aparent aceștia nu ne atacă, nu au nicio treabă cu noi, pentru că clar avem un sombrero pe cap. Dar dacă îndreptăm arma către ei, ne vor ataca. Ia să vedem. Așa nu au nici cea mai mică problemă cu noi. Bun, văd că s-au întors. Bun, nu se întâmplă nimic. Așa că vom scoate o armă. Bun, n-au nicio problemă cu asta. A, ba da, o problemă! Bă, ce aveți cu mine? Bă, am un sombrero pe cap, lăsați-mă în pace! Eu tot pula ce s-a ascuns. Să vedem, mă, că suntem la armată, bă, frate. Să vede clar. Bun, deci mitul este adevărat. Atâta timp cât nu-i atacăm, ei nu ne vor ataca pe noi. Ok, suntem la un magazin și următorul mi spune că dacă intrăm acolo unde scrie staff only, adică doar angajați au voie... ce? O să se ia de noi, adică dacă intrăm undeva unde doar angajați au voie să ia de noi. Ia să vedem dacă are un spațiu special pentru așa ceva. Bun, cred că ăsta e spațiu, dar văd că nu se ia de noi. Deci măcar nu se uită. Ok, nu știu ce. Bun, nu scrie staff only sau ceva. Da, s-a luat de noi, asta e adevărat. Bine, asta cred că s-ar fi luat de noi oricum. Dar cel mai tare mit este că putem jefui un magazin cu un bulgăre. Avem în mână un bulgăre, uitați-l aici, Snowball, ok? Bun, și hai să vedem dacă reușim să jefuim cu bulgărele. Dăm toți banii. Am zis să-mi dai banii. Ok, ne dă banii. Ne dă banii. Deci cu un bulgăre putem lua banii, mă. Hai, mă, dă banii odată. Greu să mă mișc ăsta. Ok, pune-i în pungă mai repede. Ai prea mulți bani sau ce? Hai, hai. Ok, mulțumesc mult pentru bani. Acum o să trebuiască să arunc cu bulgările în tine. Nu pot să cred că l-am omorât. A, n-a murit, mă. Bă, și mai era un mit cu bulgări ăștia. Sincer, stai, nu, te rog, nu. Nu fugi. Nu fugi. Bun, dacă dai unui NPC cu bulgările în mână, acesta va muri. Dar văd că fuge. Bun, sperăm că nu fug și ăștia. Să vedem dacă putem să le dăm cu bulgărele în mână sau nu. Ok, stă pe loc. Îi dau cu bulgărele și... da, văd că nu moare dacă îi dai cu bulgărele. Hai să-i dăm altuia. Stai pe loc. Ai, bă, dar nu mai mișca, bă, frate. Să-ți dau în mână cu bulgărele. Bun, intrăm în magazin atunci. Nu putem să intrăm în magazinul ăsta. Stai pe loc. Nu vreau să-ți fac rău. Doar îți dau cu un bulgăre în mână. Bă, dar ăsta nu pot să-l ating, mă, frate. Ei au început să fugă.
Da, iată-l pe ăsta. Deci gata, dacă nici la asta nu merge, e clar că nu funcționează mitul și este fals. Bun, nu mai fuma, nu știi că nu-i bine să fumezi? Stai pe loc, nu mișca, te rog frumos. Ce faci, mă? Iar fumezi? Stai. Nu moare, mă. Mitul este fals, dai dăm în cap. Da, am dat cu bulgările în cap și am murit. Nu știu ce să zic, e adevărat sau nu mitul ăsta? Voi să-mi scrieți în comentarii. Eu zic că nu este adevărat. Ok, mai este un mit care spune că mașinile din GTA nu sunt parcate cu toate perfect și sunt oameni care își parchează mașinile aiurea. Opa, m-am aruncat din greșeală cu un bulgăre. Ok, hai să vedem dacă mașinile astea sunt parcate bine, pentru că este o mașină parcată aici. Bun, asta pare să fie parcată bine. Asta pare să fie un pic cam strâmbă, dar nu se pune, de ce să vă mit. Oh, uite, asta e parcată cam pe două locuri sau ceva. Bine, dar aici nu mai e niciun loc de parcare. Da, nu știu ce să zic, hai să vorbim de pe astea aici, una lângă alta. Da, nu știu ce să zic, o să mai testez la o parcare. Bun, destul de greu am găsit parcare, sincer, dar ăsta pare să fie parcat cam strâmb. Nu știu, tot așa, vă las pe voi să decideți dacă este adevărat sau nu mitul. Hai mă cu sombrero ăsta tău. Uite-l pe ăla cum e parcat. Bine, și ăsta e parcat un pic cam așa, dar nu știu ce să zic. Vă las pe voi să decideți, fraților. Până atunci le dau un pumn la astea că mă enervează. M-am lovit singur de perete, am înțeles. Nu o să mă mai bat cu nimeni niciodată în GTA. Ok, uite, mai e o mașină aici. Ultima șansă. Dacă nici asta nu e parcată pe loc cum trebuie. Opa, stai că ăsta doar ce a parcat mașina. A parcat bine, mă, n-am ce să zic, nu putem să-l batem pentru asta. Mașinile sunt bușite. Nu sunt bușite, deci mitul ăsta pot spune că e fals sau ceva. Bun, următorul mi spune că NPC-urile astea care sunt pe aici pe în joc, când trec strada, merg încet și dacă se apropie de culoarea roșie a semaforului, vor alerga. Hai să vedem ce face asta. Deci momentan are roșu. Bun, să-l vedem cum o să treacă strada. Chiar sunt foarte curios dacă o să alerge sau nu. Ok, s-a făcut verde, hai să-l vedem. Trece strada destul de încet, văd bine, strada asta e cam mică. Cred că o să trebuiască să mergem la strada mai mare sau ceva, că eu de-abia trece, mă. Are timp să treacă, nu e ok. Uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta, e roșu și el trece încet, bă. E roșu, bă, dădea mașina peste tine, bă, tu n-ai grijă pe unde mergi, a căzut gogoașa din mână. Ok, văd că s-a făcut verde, ia să vedem dacă aleargă cineva. Bun, momentan nu alergă nimeni, sunt numai gagicuțe pe trecere. Bun, văd că nimeni nu se grăbește. Ok, și bine, nici nu s-a făcut, semaforul roșu, de ce să vorbesc prostii? Da, cam nasol, dar uite, poate trec și în partea strântă și alergă. Da, văd că nu alergă nimeni. Da, mitul ăsta pot spune că e fals, pentru că nu pare să se fi grăbit nimeni când a trecut strada, sincer. Următorul mit spune că dacă vom ataca stăpânul unui câine, câinele ne va ataca și el pe noi. Așa că hai să vedem, uite-l bă pe ăsta, ce-i ăsta? Caniș! Bă, da, vezi că e frumos cățelul ăsta. Ok. Ok, vină încoace. Da, văd că acest caniș nu are treabă, că ne s-a așteaptă pe cineva din interior. Da, nu o să lovim câinele, i-am lovit stăpânul, văd că n-are nicio treabă cu noi, să-i mai dăm o bucată, noi sperăm că... Nu! Nu cățel! Mamă, nu lovi cățelul. Da, mitul este cam fals, nu știu, dacă mai găsesc căței o să mai testez, dar momentan nu e adevărat. Ok, încă un mit ne spune că dacă facem roțile, dacă facem un fel de burnout așa pe undeva pe iarbă, vor sări frunze, hai să vedem. Bă, chiar sar frunze, voi vedeți? S-ar chestii, frunze de la iarbă, de la astea, deci mitul este adevărat. Și uite, dacă facem aici, nu sare nimic pentru că este asfalt. Mitul este adevărat. Șmecher, pot spune. Următorul mit spune că țevile astea au chestii în ele și dacă le spargi, dacă tragi în ele, va sări ceva din ea. Hai să vedem. Haide. Da, nu sare absolut nimic din ea. Am înțeles, dar din hidranțe ăștia oare sare ceva? Da, oare pot să... A, uite, din asta sare apă! Bun, pot să mă bag să beau niște apă de aici? Ce bună e apa de hidrant, să nu beți apă dintr-un hidrant sau ceva. Uite, bă, găleata de vopsea, pe asta o căutam. Deci dacă tragi în găleata asta de vopsea, la fel ca și spray-ul din episodul trecut, dacă îl las vostru, aveți pe canal, va sări apă din... apă, doamne, culoare și de-astea din găleata. Hai să vedem dacă sare... da, s-a spart, a avut o culoare, dar nu a țâșnit sau ceva. Hai să mai căutăm o găleată de vopsea. Bă, nu știu sigur dacă trebuie găleată de vopsea sau bidon de la, dar hai să vedem dacă există găleți pe aici. Bă, aparent singurele găleți pe care le găsesc sunt astea așa, uite cum e asta aici. Uite, asta e albastră, asta ce culoare fie?
tot albastră, toate sunt albastre, mă. Bă, da, trebuie să mai fie, mă, un fel de găleată, dar nu-l găsesc eu pe aici. Bă, și ce am observat? Că toți muncitorii ăștia sunt în pauză, bă, niciunul nu muncește. Ăștia stau la cafea, bă, n-aveți timp de sta la cafea, n-auziți? Fiți atenți, ăsta stă aici ascuns pe telefon, ia uite-l. Stă să uită, să uită la gagicuțe pe telefon el, mă. Și sta să-i vede și pe ăștia. Ăștia, ia uite-i, stau și ei la cafea, ăsta stă pe telefon aici lângă WC-ul, că bă, eu am nevoie la băie ăștia astea, doamne, mă duc să caut găleata aia, că nu mă ajută nimeni, bă, aici, pe șantierul ăsta, pe bune. Bun, am găsit niște sticle sau ceva lângă o roabă, hai să vedem dacă astea scuipă ceva, mă. A, ia uite, bă, astea-s bidoanele alea de care vorbea, cred. Da, bă, frate, uite, chiar curge ceva din ele. Bun, și tu ce faci aici? A, era una aici, dar a cam dispărut. Bă, stai că mai era un bidon. Să-i strage și în ăsta. Ia uite-l, bam. Să scurge din bidon și curge pe jos. Bă, dar e șmecher șantierul ăsta, n-am ce să zic. Da, uite aici, uite aici, ia uite-l. Bam, bidonul curge din el. Un lichid alb care se face negru pe jos, nu înțeleg din ce motiv. Dar mitul este adevărat, dacă tragi în astea, în bidoanele de vopsea de pe șantier, acestea scuipă chestii și murdăresc pe jos. Șmecher, nu? Următorul mit spune că oglinzile mașinilor nu funcționează în GTA. Hai să vedem, mă, dacă funcționează sau nu oglinzile. Am spart geamul, am intrat frumos. Bam. Ok. Bun, s-a închis ușa. Ia să vedem, merge oglinda? Bă, merge oglinda, mă, ce ai? Bă, și chiar... Chiar cred că se vede ce trebuie. Uite, e femeia asta, ia să vedem, o vedem în oglindă? Nu prea o vedem. Da, chiar, uite, mașină... Uite, e o mașină aici, ia. Trecem pe lângă ea, se vede în oglindă? Nu cred așa ceva. Nu merg oglinzile în GTA! Uite, am camionul aici lângă mine și dacă merg așa... Uite, e în spatele meu, dar ar trebui să se vadă în oglindă. Și nu se vede în oglindă nicio mașină. Uite, e drumul gol, practic, vedeți? Nici NPC-urile nu se văd. Da, pare mitul adevărat, oglinzile nu merg în GTA 5, fraților. Ciudat, la câte detalii sunt, au fost atenți oamenii ăștia. Opa, oh, că dădeam peste tine, Gagico. Câte detalii are jocul ăsta? Uite, oglinzile nu funcționează în proporție de 100% pe NPC-uri și pe mașini și pe alte chestii. Dar pare să vede cumva chestii, se vede harta și chestii de astea, dar nu se vede ce trebuie. Adică nu vezi un om, bă, poți să dai peste un om cu mașina, bă, dacă nu ești atent în GTA. Mamă, e nasol, bă. Următorul mit spune că putem șterge cu apa de la mașina de pompieri, putem șterge benzina pusă pe jos. Hai să vedem, punem benzina pe jos. Bam. Ok, scriem aici like, bă, frate, uite, scriem like. Ca toată lumea să dea like dacă nu a dat până în momentul ăsta, ok? Bun, like, capa. Haide și cu eu. Băi, șmecher că poți să scrii cu de asta pe jos. Bine, nu prea știu eu să scriu, dar... Nu contează. Da, ăsta să zicem că este un capa, ok? Și ăsta este... Băi, da, cu benzină pe tine, dă-i drumul de aici. Da, am scris like, ok? Dați like, asta am vrut să scriu acolo. Sunt o gagicuță, așa că hai să vedem dacă putem să ștergem ca gagicuță vopseaua de pe jos. Bun. Bă, nu cred! S-a șters, bă! Nu cred, mai dau o dată. Mai dau o dată, nu cred. Oricum trebuie să golesc asta pentru următorul mit, așa că o să mai pun niște benzină pe aici. Uite, o să fac un cerc, bă, că îmi place cercul. Bă, și uite, următorul mi spune că putem trage cu arma și să ia foc. Hai să vedem. Da, e foc. E foc, hai să stingem repede cu mașina de pompieri. Cu focul ăsta mai am încă două mituri. Stați aici aproape că... da, a dispărut focul. Ok. Bun, a dispărut focul. Asta nu cred că e bine sau ceva, dar ci că putem aprinde focul. Opa, nu cu asta, bă, doamne, nu cu asta. Ci că putem aprinde focul și cu o mașină care scoate flăcări. Așa că hai să vedem. Punem aici mult de asta. Mult rău de tot. Punem toată canistra, bă. Punem toată canistra și ne luăm o mașină forțini. Bun, am pus acolo tot ce aveam nevoie, toată benzina de care aveam nevoie, așa că hai să vedem, dacă dăm cu flăcări... A, da, asta scoate... Uite, bă! Am dat foc cu flăcările, chiar dacă au fost de sus! Am dat foc, ia uite!
Bam, deci mitul este adevărat, fraților. Și uitați-vă ce mașină șmecheră. Cred că o să-mi iau una și în realitate. Dacă dați like, o să-mi iau sigur. Bun, hai să golim toată asta, că sincer trebuie să o golesc. Chiar acum terminăm canistra, hai să vărsăm ultimul galon din ea, bun. Și acum, cică, dacă tragem cu arma, bun, prima dată vreau să spăl de pe jos. Nu pot să cred că a dispărut. Da, cred că trebuie să facem asta mult mai repede, pentru că a dispărut canistra. Că dau foc la tot ăsta acum, că iar trebuie să pun canistra aia toată, mă. Bun, mai avem puțin din această canistră, uitați-vă ce am făcut aici și ideea e că dacă noi lăsăm asta jos acum și e goală, hai să... am dat-o jos goală, bun? Dacă tragem în ea, nu va exploda. Și, da, mitul este adevărat, dacă ar fi fost plină, 100% ar fi explodat. Dar așa, uitați-vă, nu explodează absolut deloc. Putem să tragem în ea la infinit, fraților. Putem să o plimbăm cu noi pe hartă. Gunoiul ăsta se sparge, dacă sare gunoiul, înnebunesc. Hai mă, sparge-te. Sparge-te, mă. Descoperim un mit împreună acum, ia. Da, nu se sparge, mit adevărat. Mitul ăla e adevărat cu cu canistra. Eu mă uitam acum la mașinile să văd că-s bine parcate. Și aparent mașina asta este cam strâmb parcată, dar tot e mă pe locul ei acolo. Adică nu deranjează pe nimeni sau ceva, n-am ce să zic, nu știu. Nu știu ce să zic cu mașinile. Următorul mi spune că poți merge cu 1000 de km la oră în GTA 5, așa că hai să vedem câtă viteză prinde acest T20 până în capătul aeroportului. Băi, eu nu cred că prinde 1000 de km pe oră, dar hai să vedem, avem 150 în momentul de față. Bun. Atât de încet merge, mașina este stock. Bine, am pus eu culoarea asta că îmi place mie cum se vede așa, dar mașina este stock, nu are nicio modificare făcută. Ok, 170 de km la oră, cam atât merge mașinița asta. Bun, o să o reparăm și o tunăm acum să vedem câtă viteză prinde când este tunată. Ia să vedem. Îi băgăm tot ce se poate băga pe această mașină. Ia să vedem, ce o să iasă. În momentul de față mașina este tunată la maxim ca și performanțe, așa că hai să vedem câtă viteză. Deja avem 100 la oră. Vedeți că merge cam repede și a prins viteza pe care a luat-o pe tot drumul în câțiva metri, gen, adică. Da, dar viteza maximă tot acolo e. Adică prinde viteza maximă mai repede și atât, gen 183 de km la oră. Da, cred că o să apelăm la niște prieteni, sincer. Adică vom face o nebunie. În momentul de față, această mașină are de 5 ori mai mulți cai și o viteză maximă de 3000 de km la oră. Bine, nu avem unde să-i prindem, dar hai să vedem cât de repede ajunge la 1000 la oră. Practic, mașina în starea ei inițială nu ajunge niciodată la 1000 de km. Nu știu dacă vreo mașină poate ajunge la 1000 de km în GTA. Bă, da, nu-mi place, frate, că, bă, tot la fel să mișcă, ceva s-a întâmplat, bă, nu-i bine. Doar atât, mă, frate. Nu, trebuie să poată mai mult mașina asta. Mai tragem de ea, bă. Noi suntem un fel de tuner de mașină acum, ia să vedem. 3, 2, 1 și... Ia uite-o, tati, cum pleacă. Ia uite-o. Deja avem 200 la oră. Haide, mă. Bă, dar ce greu, ce viteză, nu cred, bă, frate. Trebuie să mă umplăm la ea să-i facem soft arabesc. Ok, am dus mașina la soft arabesc și a plecat, frate. Hai să o vedem. Acum trebuie să-și ia viteză, moare rău de tot. Bun, avem 500 la oră. Și... Aolea, pierdut controlul! Bă, trebuie să poți lua viteză, frate, n-ai cum, trebuie să poți să iei 1000 la oră. Nu, că eu tot mai încerc. Acum 100% prinde viteza și dacă nu o prinde altceva, nu pot să-i fac, frate. Așteptăm să treacă. De fapt, mergem, bă. Nici măcar nu poți controla mașina. Uită-te un pic la ea. Bă, deci e gata, dacă ai luat un pic de volan, s-a dus. Bă, dar nu poți să mergi pe drum cu ea, bă, frate, e prea puternică. Bă, voi vedeți că la viteza aia nici măcar nu s-a clintit mașina sau ceva. Bun, hai să vedem, bă. Haide, dă-i mă viteză, mă. Dă-i mă să văd 1000 de km la oră acolo, că nebunesc. 600, 700, 700 ceva de kilometri, ok, și a sărit gagicuța din mașină, bun, deci apare nu poți să iei 1000 de kilometri la oră, sau dacă poți, îți trebuie un loc mult mai mare unde să poți și o mașină mult mai potentă, pentru că T21 nu este atât de bun pe cât pare, aparent. Următorul mi spune că nu putem să spargem roțile unei mașini, unui vehicul, orice din GTA, cu ajutorul unui cuțit, așa că hai să vedem. Bun. Văd că nu dă cu cuțitul, ceea ce-i destul de nasolic. Ce-a făcut, mă?
Asta, bă, vreau cuțitul înapoi, mă, așa. Bun. A, uite, văd că dă cuțitul acum. Ia, dă-mi roată cuțitul. Hai, mă, dă cuțitul în roată, mă. Bagă cuțitul în roată, fată! Nu, nu merge. Uite, ia, dă cu piciorul. Bă, dă cu cuțitul. Așa, hai. Haide, dă-i. Bă, nu vreau să-i dea cu cuțitul în roată! Da, pare nu merge sau nu merge la asta, nu înțeleg. Uite, am tras eu cu arma în roata aia și am mers. Nu, aparent nu merge să spargi roata cu un cuțit. Dar dacă tragi cu armă, merge. Uitați-vă, deci asta e roata. Bam, bă, am mers mai devreme. A, uite, vezi, bam, aia merge, vedeți? Funcționează. Deci putem sparge roțile la avion, dar uite, aici. Deci văd că se sparge doar atât din exterior, ok? Hai să vedem. Bun. Dă-i cu cuțitul, alo, femeie, cuțitul, bă, bagă cuțitul roată. Da, pare nu funcționează, hai să-i spargem și roțile astea să se întâmple un accident aviatic cu avionul ăsta. Da, bam, bam, am spart roțile, spargem și avionul, pentru că apare mitul ăsta este adevărat, nu prea poți sparge roțile cu cuțitul, bă, ceea ce e nasol, sincer. Următorul mi spune că poți să omori până la 5 oameni cu un singur glonț, așa că hai să vedem. Avem mai mulți oameni acolo, hai să le tragem cu glonțul direct în cap și... da, văd că au murit 1, 2, 3, 4 până acum. Bă, sincer aș mai încerca o dată. Bun, aici văd că sunt 3, ia. Bun, 2 i-au omorât pe unul n-a nimerit și ăștia dacă le iau linii așa ca pe CS, cum dădeam pe CS, știți voi, așa, bam. Da, văd că mor. Bun, hai să încercăm, că văd că n-a funcționat la 5, am mers numai cu 4. Bun, avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avem 6 căpățâni de greșani. Hai să vedem. Bun, dăm cu zoom frumos la băieții. V-ați dus, băieți, atâta vă zic. Bă, dar nu știu dacă îi nimeresc pe toți, asta e ideea. Bă, au murit toți 6! 2, 4, 6... Da, mitul este adevărat pe ăsta, l-o mor no scope. Bam! Mitul este adevărat, poți să omori mai mulți chiar, adică... Pot spune că mitul e fals, pentru că poți omori mai mult. Bă, da, cu un glonț de pistol. Ia, avem un pistol și niște oameni aici. Nu, cu pistolul nu merge. Dar cu mitraliera? Da, nu merge. Deci doar cu sniperul merge să-i omori pe băieți. Da, șmecher. Ci că dacă pui sticky bomburi pe o minge de asta de plajă, mașinile vor da peste ea și vor exploda și va fi un adevărat masacru aici. Am pus două sticky bomburi. Acum hai să vedem dacă mașinile o să dea peste ea. Bă, dar oare poți să împing? Ăsta e că vine o mașină? Bă, dar n-a luat foc sau ceva? Mitul e fals, bă? Au rămas sticky bomburile aici, uite. Da, am cam speriat oamenii pe aici, pe în zonă, sau nu prea, bă, da. Dar stai să căutăm o altă minge, o poate merge cu alta. Da, aparent am înțeles eu mitul greșit, trebuia să punem pe o minge de asta de yoga. Ok, bam. 3 4 și acum să o împingem, asta merge împinsă 100%, bam, luăm cuțitul mână și împingem. Bă, trebuia să meargă împinsă, mă. Bă, nu, deci mitul e fals, frate, trebuia să meargă împinsă, acum știu 100% sigur că am verificat. Ok, o să încerc să o împing cu o mașină. Stai, fur mașina aia de acolo. Oooo, ce faceți aici? Mâncați o shawarma? Mamă, ăștia mâncau shawarma, măi, n-aveau nicio treabă, stăteau aici la magazin. Ok, toate mașinile se fac rainbow acum, ok, mi-e place super mult asta, deci o să rămân cu ea. Să fie setarea mea favorită, cred că ăla are cască de motociclist, merge pe stradă. Bun, dați-vă la o parte! Da, mi-am detonat mașina. În momentul de față, mitul este fals. Bă, râdeam de ăla cu cască pe cap și chiar acum am nevoie de el pentru următorul mic și nu mai găsesc pe nimeni cu o cască pe cap. Bă, unde au dispărut toți oamenii cu cască pe cap? Pă bune acum, unde s-o fi dus ăla? Oare îl mai găsesc vreodată sau a dispărut pe vecie? Bă, sper să nu fi dispărut, că NPC cu cască pe cap e prima dată în viața mea când am văzut un NPC cu o cască pe cap care mergea fără motocicletă, gen. Adică, pe bune, bă, sper să fie pe aici, să se fi băgat aici pe combinație cu băieții. Da, pare nu-l găsesc, trebuie să caut un de sta cască pe cap, pentru că e super șmecher și că poți să tragi cu glonțul în capul lor și ei nu vor lua damage. Asta mi se pare super șmecher. Bă, am găsit un astronaut! Aici să spawnez. Hai să vedem dacă tragem cu arma în capul lui, dacă acesta va lua damage. Practic tot are cască pe cap. Da, și ăla damage. Da, nu știu ce să zic de mitul ăsta. Da, am tocotat pe-n zonă pe aici și nu am găsit un tip de la cu cască pe cap.
Așa că nu o să mai încerc decât o singură dată pe aici pe ăștia. Da, nu au cască pe cap, deci nu vom mai încerca. Dar următorul mi-ți spune că putem să aruncăm... Stați un pic ca să-mi iau asta aici și vă zic eu imediat ce-mi trebuie. Deci bun, avem o grenadă. Dacă o aruncăm jos, va trebui să putem să tragem în ea, să o îndepărtăm de noi. Adică faci și arunci grenada, pșu, înțelegeți voi, bun. Ce vreau să fac, hai să vedem, bun. Am aruncat grenada, iau ăsta și... Ba, nu se duce bubu în fața mea! Da, aparent dacă trageam în ea trebuia să se ducă departe. Adică, uite, să se miște exact așa cum se mișcă chestiile astea când trag în ele. Dar doar că trebuia să o împing tare de tot să plece departe de mine să nu mă distrugă. Dar aparent mă cam distrugea grenada aia. Adică aș fi murit lejer în bătaia acelei grenezi. Bă, și tot caut o scară pe care să mă urc. Dar nu orice fel de scară, o scară de aia de pe bloc, gen, dar tot nu găsesc, frate, și nu pot să testez mituri. Auziți ce faceți aici? Beți cafea? Păi dacă beți cafea, luați de aici cafea, băi! Luați de aici! Uite, pisica! Deci pisica trebuie să se sperie, bă, stai că ăsta din episodul trecut și nu prea am găsit pisica. Trebuie să se sperie dacă trag și să fugă. Bă, chiar a fugit! Mitul e adevărat! Deci pisica chiar s-a speriat și a fugit, frate, auto. Stai, pisica, nu-ți fac nimica, vino să te mânghii, îți dau niște Whiskas dacă vrei. Da, nu cred că mai vreau Whiskas acum. Bun, hai să nu mai urmărim pisici pe GTA, zic și eu. Următorul mi spune că putem sparge, putem bubui, exploda o benzinărie dacă aruncăm cu bulgărinia, așa că hai să vedem. Da, sincer, nu venea deloc să cred. Uite, bă, nici măcar nu sparge geamul ăsta. Ce tare e bulgările de zăpadă. Bă, chiar e șmecher bulgările de zăpadă. Dar mitul este fals, nu putem distruge o benzinărie cu un bulgărie. Bă, dar pare dacă îi dau ăla în cap. A, dar nu mai am bulgări. Nu-i nimic. Stai un pic, avem aici ceva, un ziar sau ce aveam. Ia stai așa. Uite aici, ce e asta, mă? Flair. Ok. Ce? A, ok, arunc cu ziarul în ăsta, ia. Ia cu zubani! A murit! A murit și a căzut gogoașa de la un ziar! Ok, sunt o fată neajutorată, nu am făcut absolut nimic. Uitați-vă la mine ce fosori psihopată. Ok, chiar ne față psihopată fetița asta. Bun, pentru asta o să distrugem benzineria că ne-am enervat. Bum, toate mașinile au explodat aici. Ok, a explodat asta pe rând, dar nu mai contează. Omul ăsta oricum era aici decedat, adică nu mai contează. Ok, cutiile poștale. Cred că dacă ați trimis o corespondență nu mai ajunge. Dacă ați trimis vreo scrisoare ceva, cred că știu că nu va mai ajunge niciodată la locul ei. Aia îmi pare rău, n-am vrut să stric chiar atât de rău, dar s-a cam stricat corespondența. La intrare într-un magazin, cică caracterul nostru, dacă nu intrăm și stăm unuși acolo, va pune mâna pe intrare ca și cum ar vrea să intre, dar nu va intra dacă noi nu-i spunem să facă asta. Ok, trebuie să găsesc un magazin în care pot intra în primul rând. Pentru că pe aici nu prea sunt... Uite, cred că la Lucky Placar ăsta pot intra. Lucky Placar. Da, tot n-am găsit unde sta cu cască pe cap. Hai să vedem, putem intra aici? Da, e închis aici. Hai să găsim un magazin deschis totuși. Ok, nu înțeleg de ce toate magazinele din oraș sunt închise. Nu am mai găsit niciun magazin deschis, dar deci nu putem testa asta. Așa că... Mitul următor spre că putem face curse cu taxiul, să mergem, să facem job cum ar veni, să ne ducem să luăm oameni cu taxiul dacă apăsăm pe litera E. Am apăsat... N-ai cum așa ceva. Și mi-a apărut pe hartă să pot să mă duc să iau oameni cu taxiul, bă. Ia să vedem unde o să vrea să ajungă. Eu sunt o găgicuță care face taximetrie, ca să înțelegeți. Deci ați vrea să vin să vă iau cu taxiul, fraților, pentru că este un taxiul rainbow, bă. E taxiul multicolor. Ok, ia să vedem. Uite, avem o clientă. Ok, ok, taxi, bun. Sunt șoferiță de taxi. Ok, mergem la destinație, vedem și câți bani ne dă. Dacă nu suntem mulțumiți, dacă nu ne dă bacșiș, s-ar putea să-i cam facem felul. Știți că avem cuțitul ăla în mână. Ok, trebuie să ne comportăm frumos. Doamne, doriți o bomboană sau ceva? Nu doriți, nu-i problemă, doresc eu și mănânc bomboana aici, știi? Că la fiecare client mi-a zis șeful să dau câte o bomboană, dar dacă... Clienta nu vrea bombană, mănânc eu bombană, zic i-am dat tăi, nu? Hai că revenim la destinație acolo. Bă, de departe am mai vrut gagica asta să o duc, frate, că dacă nu m-am plimbat 15 minute, că ea bine, glumesc, nu m-am plimbat 15 minute, dar m-am plimbat aproape pe toată harta, vorbesc serios, pentru o cursă de taxi, sper să fie și plata pe măsură, că altfel avem noi grijă de aia, uite aici, după curba asta, este direct destinația, opa,
Da, cred că nu o să mai dea bacșiș pentru asta. Tocmai am spart geamul de pe partea mea. Bine, cred că pe ea nici nu interesează ce face. Stă liniștite acolo, mă, n-are treabă, nu-i pasă. Bă, dar de ce a vrut să ajungă aici, gen? Ia. Ok, hai să o aducem aici la destinație. Bun. Bă! N-a plătit asta, mi-a dat țeapă! Treci încoa. Bă, m-a văzut fată și-a bătut joc de mine. Stai pe loc, că te... Doamne ferește, omor! Omor! Deci dacă o prind, îi rup părul din cap. Așa vorbesc fetele, știi? Bă, deci nu, gata. Uite aici. Stai pe loc, că dacă vin după tine, firea... Ei, vină încoace. Stai, mă, pune, tu ce fuge, bă! Bă, n-ai putut să alergi până aici, mă, să nu mai dai mie țeapă la taxi. Poate dă mașina peste ea. Ok, n-a dat mașina peste ea. Auzi, fata? Unde-s banii? Unde-s banii? Nu, că ba cuțitul. Unde-s bani? N-a avut bani, mă. Da, nu-i nimic, am rezolvat problema. Stați liniștiți, hai să ajutăm și poliția. Uite, poliția în acțiune aici. Bun, băi, să vedem dacă funcționează. Mamă, infractorul ăsta chiar a omorât polițistul, what? Bă, stai mă așa, mă. Stai mă, că nu se cuvine să facem de-astea, bă, frate. Bă, poliția e poliția, înțeles? Nu te pui tu cu poliția. Bun, hai să vedem dacă mergem și cu mașina de poliție să facem misiunea asta, că sincer mi se pare super tare. Ok, tocmai am luat mașina de poliție, hai să vedem dacă merge. Da, la mașina de poliție nu prea funcționează, sincer. Da, nu merge. Încercăm cu mașina de pompieri atunci. Bun, avem ambulanța aici. Văd că ambulanța nu ne dă misiune. Da, nasol moment. Că uite, aș fi putut să vin să-i salvez pe oamenii ăștia de aici dacă aș fi avut misiunea la ambulanță. Da, asta de pompieri oare ne dă ceva? Au venit pompierii, dați-vă la o parte! Transformat într-o căprioară, uitați-vă la mine ce viteză Ferrari am, bă, de ce? E nebunie, atât vreau să-mi spun, dați voi un like și dăm direct drumul la treabă. Cu această căprioară, băi, să vă dacă dă o mașină peste mine, ce se întâmplă? Da, văd că mașina asta nu fac nimic, așa că o să dau eu peste... Da, mi-a cam făcut felul mașina asta. Problema e că dacă ești căprioară, sau cerb, sau ce vrei tu să fii, nu poți să lovești oamenii, bă, decât să... Te urci pe ei sau ceva de genul, dar îi dăm direct drumul la treabă cu miturile. Ok, și primul mit spune că poți pune sticky bomb undeva, bam, adică aici, și dacă dai cu toporul în el, va exploda. Hai să vedem dacă explodează. Da, cred că trebuie să-l pun mai jos sau ceva. Bun, hai să vedem, să-l punem aici. Bun, cred că acolo să pot lovi. Ia, și... Bă, ce? Nu pot să cred că lovește fix în... Mitul este adevărat, putem sparge cu toporul un C4 să explodăm toată planeta. Ci că poliția nu te va aresta dacă ții o armă în mână. Hai să vedem, bă, suntem cu arma în fața polițistului. Văd că se uită aici la ceva, el face ceva, polițistul ăsta, adică nu stă degeaba sau ceva. Și vedeți că eu stau cu arma în mână, e să-mi iau un minigun de ăsta sau ce-o fi. Da, văd că nu-l interesează dacă stau cu arma în mână, dar dacă pun ținta, ok... Dacă pun ținta pe chestii, nu se ia de mine, dar dacă pun ținta pe el, imediat începe să mă împuște. Nu o dai tu cu mine, bă, urâture. Deci mitul este adevărat, poliția nu te ia dacă ții o armă în mână. Hai să o dăm cu băieții ăștia aici, să-i bubuim un pic. Și, da, al doilea mit care este adevărat, bă, să-mi scrieți câte mituri credeți că sunt adevărate și câte credeți că sunt false și dați un like, pentru că mă chinui multe tot să bag modurile să testez miturile, pentru că dacă deschizi jocul efectiv pe story mode și nu ai toate chestiile astea, adică toate armele și toate nebunile, nu poți să testezi toate miturile și la sfârșit o să vă arăt cum mă transform în pisică, bă. Așa că dați un mare like. Următorul mit spune că dacă calci în sânge, vei face urme de sânge peste tot. Noi în momentul ăsta călcăm pe sângele polițistului aici. Bă, că i-a rămas și arma pe jos, dar noi n-avem nevoie de ea. Ok, am făcut sânge și acum... Bă, nu lasă-mă urme, frate. Bă, mitul ăsta nu e adevărat, ia. Deci fii atent, mă bag pe aici, până ăsta. Deci uite și tu, calc pe el, frate. Calc pe balta de sânge, pe bune. Adică toată lumea vede că sunt în balta de sânge, ok? A, bă, da! Uite, am lăsat urmă! Lași urmă de sânge, mitul e adevărat, bă! Chiar lași urmă de sânge, ok?
Bun, dar trebuie să stai un pic în el sau ceva, să-ți rămână pe tălpi, cred. Sau ceva de genul. Bă, de s-a văzut clar, uite acolo, urma mea de sânge. Eu am lăsat-o cu bocam cu meu. Ia, ia, uite. Am mai lăsat ura. Eu tot aici. De s-a văzut clar, da? Mit adevărat, 3 din 3 până acum. Următorul mit spune că dacă intri într-o parcare, toate mașinile ar trebui să fie închise și dacă le spargi geamul, ele vor avea ușile deschise și nu va trebui să mai deschidă NPC-ul, adică nu va mai trebui NPC-ul să facă manevra asta, adică să spargă el geamul, să bage mâna, să deschidă ușa și să se urce în mașină. Bine, el s-a urcat în mașină, dar nu va mai trebui să spargă geamul și să deschidă ușa cu mâna, așa că hai să vedem. Prima mașină a fost închisă din parcare, hai să mergem la a doua mașină. Ia, îmi sparg geamul, e deschisă, nu pot să cred. Deci dacă îi spargi geamul, e deschisă direct. N-ai cum așa ceva, fii atent. Sparg geamul, urc în mașină. N-ai cum așa ceva, bă, uite, umblă la fire și gata, am furat mașina, gen. Deci dacă spargi geamul la o mașină, uite așa, bam. Bă, dar oare merge și cu alt geam? Adică, pe bune, deci au fost 3 din 3 mașini, asta nu e coincidență, pe bune vă zic. Și vreau să văd dacă sparg alt geam, dacă se întâmplă la fel. I-am spart geamul ăsta, a, dar s-a spart și ăla, bă. Nu-i bine, stai, vreau să-i spar numai geamul de pe partea asta de aici. Așa, și acum să urcăm în ea. Da, bă! Ho-ho-ho, ce tare! Nu cred așa ceva, bine, și asta ar trebui să fie deschisă, că i-am spart geamul. Da, și asta e deschisă, deci mitul este adevărat. Mai sunt două mașini acolo, 3. Vreau să mergem la ele, să urcăm în ele fără, fără să le spargem geamurile. Să vedem dacă sunt închise sau nu. Să vă convingeți voi că nu este o coincidență. Adică, pe bune, uite, bam, i-am spart singur geamul. Deja nu mai are sens că s-a văzut animația. Dar vreau să-i sparg geamul din spate. Așa, oare acum e deschisă, mă? Da, bă, orice geam mai sparge la o mașină, ea rămâne deschisă, se descuie instantaneu mașina. Nu înțeleg cum funcționează chestia asta, dar funcționează și mitul este adevărat. Următorul mit spune că dacă tragi cu arma în aceste tancuri cu apă, va curge apă din ele. Hai să vedem. Bun, deci astea și că sunt niște tancuri cu apă. Bun, văd că cu arma asta nu merge. Hai să încercăm să dăm cu asta care face boom. Da, nici asta nu merge. Bă, cred că ăsta e fals, sincer. Adică, bă, eu chiar am crezut că iese apă din ele, dar apare nu merge. Bă, e să vedem, dacă dăm cu RPG-ul ăsta, se întâmplă ceva? Ar fi tare să explodeze tot. Bă, poate trebuie să-i dăm mai mult sau ceva, că betonul ăla e gros, zic și eu, nu știu. Mă gândesc. Ce e ăsta, un minigun? Dacă nici cu ăsta nu se sparge, e clar. Da, mitul ăsta e fals, 100% fals, frate, uite și tu. Nu se sparge deloc. Da, și am mai chinit să vin și până aici. Am înțeles. Ci că poți tăia iarba cu această mașinuță care tăie iarba. Hai să vedem, bă. Că trebuie să aibă și eu un buton ceva, mă gândesc. Ia. Hai să vedem. Tăie iarba, mă. Avem aici niște iarbă. Uite aici, ia. Da, nu prea. Se vede clar că am trecut cu roțile pe aici. Da, nu prea tăie iarba mașinuța asta. Deci mitul e fals. Bă, era tare dacă puteam să tai iarba de pe aici, gen. Să nu mai fie iarba deloc și îmi făceam o casă, mă, ca pe Minecraft. Dar aparent nu funcționează, trec prin iarbă și atât. Deci mitul este fals. Al doilea mit fals, nu știu ce să zic, bă, vreau mituri adevărate, bă, care merg. Următorul mit spune că dacă tragi pe lângă o pisică, aceasta va sări și va fugi de tine. Nu trebuie să tragi în pisică, trebuie să tragi pe lângă ea, ok? Nu omărâm pisici aici. Bun, bă, uite pisica, este chiar aici la tomberoane. Nu știu la ce se uită, dar hai să vedem. Bă, nu are nicio treabă. Bă, având în vedere că e spawnată de mine, da, cred că nu are nicio treabă. Hai să căutăm o pisică reală sau ceva. Ce se bat ăștia aici, bă? Ce se întâmplă, bă, frate? Da, se întâmplă lucruri, eu să plec de aici, nu vreau să asist la așa ceva, tocmai am asistat, bă, și aparent nu găsesc nicio pisică. Nu știu ce se întâmplă în jocul ăsta, dar nu sunt pisici. Nu sunt pisici deloc, bă, frate. A, bă, și mi-a mai adus aminte o micică astea de ochelari, dacă intri în ele ar trebui să se învârtă, așa ca în viața reală, știi, când te duci și vrei să-ți cumperi ochelari și învârți de chestia, ia să vedem, merge. Când o să găsesc pisica, o să testăm și cu pisica, că aparent nu găsesc nicio pisică. Da, aparent asta nu merge. Da, asta de înghețată merge! Asta de înghețată merge! Bă, acum să-mi scrieți voi în comentarii dacă este adevărat sau nu mitul ăsta. Practic ăla de ochelari n-a mers, dar asta de înghețată văd că merge. Dacă trag în el, oare se învârte mai tare? Eu tot, bă. Mai e nebunie pe ice cream. Bă, dar ăsta de ochelari, cred că au greșit animația. Trebuia să pună la ăsta de ochelari, că ăsta de ochelari nu se învârte deloc. Și nici ăla de acolo nu se învârte deloc. Am înțeles, bă, și ăsta se învârte.
Nu cred așa ceva. Bă, ăsta cade. Ce? Ăsta pot să-l dărâm. Da, i-am dărâmat magazinul omului aici, sper să nu se supere pe mine. Deci mitul ăsta e jumate-jumate. Deci dacă și ăsta de tatuaje merge, n-ai cum. Bă, șmechere chestiile astea, detalii pe care până acum nu le-am știut, sincer. Și oamenii ăștia stau aici. Bă, tu nu știi că nu-i bine să nu fumezi? Nu-i bine să fumezi, mă? Poți să mori dacă fumezi, uite. Gata, mă. Vezi? Dacă fumează, moare, frate, de la țigări. Următorul mit spune că dacă tragi în telefonul cuiva, telefonul va fi un fel de scut pentru acel cineva, dar nu știu cum trebuie să fac, să mă dau mai la distanță, că dacă mă vede că pun arma spre el, s-ar putea să fugă sau ceva. Ia să vedem. Da, a fugit. Hai de cap meu, cum fac eu acum să-i opresc pe ăștia? Da, nu pot să-i opresc. Credeți, mă duc să trag cu luneta sau ceva de la distanță în cineva, pentru că ăștia efectiv nu stau pe loc, frate. Nu stau pe loc, stau, poate spawnez eu unul, ia stai așa. Bă, deci am spawnat 50.000 de oameni și niciunul nu are un telefon în mână, deci mie nu vine să cred. Ia, mă bag așa pe ni. Da, văd că... ăsta a căzut pe jos. Văd că reacționează. Da, bă, ți-am zis că nu-i bine să fumezi, mă, nu mai fuma. Deci trebuie să găsesc un om cu un telefon în mână, că ăștia pe care îi spawnez eu nu-i dă cu telefon, mă, uite. Uite, deci dau... spawnez în continuu, deci la rând așa iau pe toți. Și uite, nici unul nu e cu telefonul în mână. Eu nu înțeleg ce gros e ăsta, mă. Ăsta o să fiu în 2-3 ani. Așa, deci nu înțeleg de ce nu pot să spawnez deștea oameni cu telefoane în mână sau cu cafele sau chestii. Trebuie să caut unul normal să-i trag bucata, să vedem. Uite, aia stă și face ceva acolo. Sper să stea pe telefon, să mă duc la distanță, să pot să-i dau bucata. Ia să vedem. Da, stă pe telefon. Bun. Dacă mă duc la distanță și trag cu luneta, s-ar putea să pot să o nimeresc. Să vedem dacă moare sau dacă nu moare. Unde-s mă lunetele? Eu uite aici. Bam. Ok. Ne dăm aproape. Bun. Deci ăla e telefonul. Ne trebuie să tragem fix în telefon. Deci nu cred, merge! Mitul e adevărat, bă, frate! Ia! Stai, mă, nu-ți face poza acum. Tala, nu pot să nimeresc, că se vede... Da, pare mitul cu telefonul, este adevărat. Uite și asta stă pe telefon aici, salvamontistul. Hai să vedem salvamontistul de la mare. Bun. Stă pe telefon, are telefonul în mână și... Da, bă, și dacă tragem așa, el moare, gen, adică nu-i invincibil sau ceva. Deci mitul este adevărat, bă, fraților. Eu te-ai păștea cum au rămas aici și nu vine să cred. Uitați-vă un pic la ei. Stau. Opa, stai că au scos telefoanele. A, ba nu. Asta s-a pus să fumeze. Asta fuma oare de la început? Ba, asta și-a făcut animație. A, ba nu, mă, ăștia sunt oameni normali. What? Mă, s-au pus oamenii normali lângă NPC-urile spawnate de mine. Și acum aleargă că ne pune pe aici. Am înțeles. Bă, e șmecher GTA, n-am ce să zic. Dacă fur mașina unui NPC, acesta se va prinde de mânerul mașinii și nu îmi va mai da drum. Hai să vedem, s-a închis ușa? Da, văd că ăsta s-a cam speriat și nu prea face mare lucru. Gen, el va trebui să rămână atârnat de mânerul mașinii sau ceva NPC-ul și o să îl trăsc după mine cu mașina. Efectiv, hai să vedem dacă merge la ăsta. Gen, o să încearcă să ia mașina înapoi, să o fure. Dar ăștia nu știu dacă vin după mine să își ia mașina. Ăștia speriați, mă, ăștia fug, bă, frate. Hai să mai încercăm la o mașină, ia. Ăsta pare să fie de la care își vrea mașina înapoi, frate. Bă, m-a bușit ăla. Ia, mă, hai. Hai, mă, îți vrei mașina înapoi? Nu-și vrea mașina înapoi, eu nu înțeleg de ce. Bă, frate, tocmai ți-am furat mașina, nu o vrei înapoi? Ai, de capul meu, bă, căutăm alții, n-avem ce face. Uite ce fuge poliția după mine, mă. Doamne, ăștia nu știu, mă, că nu mă pot omorâ. N-au ce trebuie, uite ăștia că-s doi. Dacă sunt doi și nu vor să-și ia mașina înapoi, înseamnă că sunt nebuni, frate, pe bune, nu știu. Nu-s mașinile voastre sau se sperie de gloanțe, mă? Bă, s-ar putea să sperie de gloanțe, ia stați așa că facem o schemă. Ok, următorul mit spune că dacă spargi în sirena de la o mașină de poliție, mașina de poliție se va auzi altfel. Hai să vedem cum se aude acum. Bun. Sper să o auziți. Și acum hai să spargem sirena, mă. Hai să vedem cum se aude cu sirena spartă. Ok. Am spart sirena și... Bă, sper să se mai audă. Bă, se aude la fel. Bă, se aude la fel, frate. Trebuie să o sparg mai mult sau ce?
Efectiv am spart-o, nici măcar lumin nu mai are, bă. Mai are astea în spate aici, oare trebuie să le spart și pe astea? Oare alea se aud sau ce? Bă, nu știu, am spart-o de tot, deci dacă nu se aude diferit, acum e pa. Nu mai pornește. A. Nu, se aude exact la fel, deci mitul ăsta e fals. Mai încercăm și la grill aici, văd că mai are și aici niște de-astea. Dar ce-i asta? Da, nu știam, da, și n-aia, mamă, ce, ăștia au geamul blindat. A, ba, nu, n-au. Ok, o să sparg și astea din față. Sau cel puțin încerc să le sparg. Și dacă nici după ce sparg astea nu merge, înseamnă că mitul e fals. Ba, au început să vină miturile false, mă. Nu-mi place când miturile sunt false. Nu, se aude exact la fel, frate. Exact la fel, mit fals. Tu de ce treci, mă, strada când trec eu pe aici? Tu... S-a spart roata? Ok, s-a spart și roata, nu înțeleg de ce. Următorul mit spune că dacă te bați cu poliția și un polițist este rănit, celălalt îl va ajuta. Hai să vedem. Le trage numai la picioare, să vedem dacă îl ajută cineva, mă. Îl ajută, mă, cineva, ia. Nu l ajută nimeni. Bă, dar oare pe ăștia, că zicea de polițiști, nu de agenți FBI. Hai să vedem. Deci ăla este rănit acolo. Nu e mort, să vede clar că n-a murit sau ceva. Nu l ajută nimeni, mă, frate. Bă, ar fi trebuit să-l ajute cineva. Ok, o să ne batem cu mai multă poliție atunci. Să vedem dacă vine cineva să-i ajute, mă, chiar sunt curios. Bă, stai, mă, acolo jos, mă. Da, văd că nu vine nimeni în ajutorul lor. Uite-l și pe ăla. Stai, ușor, mă. Stai, mă, ușor, mă, că n-aveți șanse cu mine. Bă, dar de ce nu? De ce nu-i ajute nimeni? Păi ia la cineva de acolo. Uite-l, mă, cum suferă sărăcuțul. Bă, dar nu-l ajută nimeni, bă, frate. Ajutați-l, bă, și pe el. Ia, pe ăsta-l ajută cineva? Nu-l ajută nimeni, bă, nu cred. Nu, n-ai cum așa. Nu, n-ai cum, ăsta, gata, și-a dat duhul aici, nu mai e om. Nu mai e NPC, gata, uite-l pe ăla, ia. Ăștia sunt unul lângă altul, ia. Hai, mă, frate, vă ajutați și voi? Ajutați-vă, mă, că sunteți pe aici în echipă. Ia. Ăsta e decedat aici. Ăsta e și el, pa. Ăsta la fel. Nu, nu înțeleg. Deci nu înțeleg de ce nu se ajută în trei, frate. Uite, e unul jos aici, uite. A fost, nu mai e. Bun, hai să ne apropiem mai mult. Și uite, tragem mâna asta, una acolo. Bă, sigur n-a murit. Uite, vezi? Și acum hai să vedem dacă îl ajută cineva. S-a ajutat singur. Cred că l-a omorât acum. Da, că am murit, bă. Ok, l-am împușcat și pe ăla odată. Îi împușcăm pe toți câteodată, mă. Da, nu, că nu. Nu, degeaba încerc, cred. Da, nu or să se ajute între ei. Fiecare e pentru el aici, bă, e pe viață și pe moarte. Așa că îmi pare rău de voi, dar trebuie să vă omor pe toți. Următorul mi-ți spune că toate cutiile poștale au scrisori în ele. Hai să vedem. Asta e o cutie poștală? Da, aparent. Da, trebuie să caut alta pentru că aia a căzut și nu mai pot. Bine, sincer arăta o cutie poștală, dar nu prea. Ok, hai să căutăm altă cutie poștală. Aici nu e nimic. Mai în față. Bă, dar nu prea au ăștia cutii poștale. Băi, a venit corespondența, alo. Bă, chiar, ăsta chiar n-are cutie poștală deloc. Adică, pe bune vă zic. Bun, trebuie să căutăm o cutie poștală. Ce-i asta, bă, maimuță? Ce caută maimuța în oraș? Voi de capul meu, voi ați văzut maimuța aia? Bun, deci până acum n-am găsit nicio casă cu cutie poștală. Sper ca casele pe care o să le găsesc aici, pe în zonă, să aibă cutie poștală pentru că înnebunesc. Pă bune, deci cum ăștia nu primesc scrisori, bă, frate, mail-uri peste mail-uri și atât? Nu cred așa ceva. Ăsta e copac cu fructe, că aveam un mic copac cu fructe, dar nu prea l-am găsit, sincer, copac cu fructe. Bă, ăsta, sincer, pare să fie copac cu fructe. Da, nu știu ce să zic, trebuie să căutăm o casă cu cutie poștală. Bă, copacul ăsta nu pare să aibă fructe în el, dar ci că dacă îl lovești va cade chestii din el. Hai să vedem dacă cad chestii din el. Au fugit căprioarele sau maimuțe, ce sunt alea, le-ați văzut? Da, văd că nu cade nimic din copac. Ok, dar din ăstea? Da, pare nu cade nimic din ei, mitul este fals. Sau cel puțin așa cred că este fals pentru că nu a căzut absolut nimic din copacei. Bun, hai să căutăm cutia aia poștală că nebunesc. Bă, ce e asta, bă, frate? Deci ce este că nu s-a băgat în buruieni aici? Ești, mă, afară.
Sau a fugit de tot? Bă, cred că a fugit, bă. Bă, dar ce era chestia aia? Că nu înțeleg. În sfârșit am găsit o casă cu cutie poștală. Are chiar două. Adică, pe bune, hai să vedem, bă. Are corespondență în ea sau n-are? Are, mă. Mitul este adevărat. Deci, eu doar pentru chestia asta am căutat cutie poștală 10 minute, ca să înțelegeți. E nebunie pe cutie poștală. Următorul mi spune că dacă tragi cu arma într-un spray de ăsta la sticlă, la bidon, la un spray de la de vopsea, bă, dacă tragi cu arma în el, va arunca spray peste tot. Și am găsit unul aici, cred că e singurul care pare să fie plin, așa că hai să vedem. Bă, chiar dă chestie de asta peste tot, ori mă vopsește, bă? Cum, gata, atât ai avut? A, iute! Ori mă peintuiește, mă, dacă stau aici pe el? Să mă fac albastru? Ca avatarul, bă. Da, nu mă face. Nu mă face albastru, bă, dar astea ce sunt? Sticle normale. Ia, poate mai găsesc vreunul. Ia-te-l aici. Bam! Ăsta e tot albastru. Bă, dar nu m-aș prie la arbași treuște aici, mă. Bă, dacă trăgeam într-unul de la care era folosit gen. Unde e? Că era unul folosit pe aici, pe undeva. Dar nu mai știu. Aia nu era. Bă, era unul folosit, știu sigur. L-am văzut. Acum stau să-l caut pe ăla folosit, până acum l-am căutat pe ăla nefolosit și acum îl caut pe ăla folosit și călcat de mașină. Sau am avut impresia că este. A, bă, nu mă uită, ăsta e. A, nu e ăla. Da, nu mai contează, mitul este adevărat, dacă tragi cu arma într-un spray can de ăsta, acesta va împroșca peste tot, nu mai vopsea. GPS-ul își va pierde semnalul dacă intri într-un tunel și avem un tunel în față, avem GPS-ul setat, se vede în stânga jos acolo și ci că rămâi fără semnal la mașină și nu va mai merge GPS-ul dacă intri într-un tunel, așa că hai să verificăm lucrurile astea. Chiar sunt curios, bă, sincer, cred că merge, cred că am observat asta și cred că toată lumea știe că merge, dar totuși, da, GPS-ul a dispărut, dar totuși avem ăla pe hartă acolo unde trebuie să ajungem noi, waypoint sau nu știu cum se numește, checkpoint-ul, na? Dar și când ieșim din tunel va trebui să apară. Și da, a apărut, mitul este adevărat. Următorul mi spune că dacă ai încărcătură într-o remorcă și vei merge cu viteză, va cădea din ea, vor cădea particule, așa că hai să verificăm lucrul ăsta. Momentan nu cade nicio particulă, nimic. O să mă și bușez de ceva dacă văd că nu și-a suficientă viteză mașina. Da, cred că trebuie să ies din ăsta ca să se vadă particula, sincer. Tocmai ce am ieșit din tunel și hai să vedem dacă merge particula sau nu. Vom intra într-o mașină? Da, nu a sărit nicio particulă, frate. Nu știu ce să zic, dar dacă mă întorc cu arecat toate astea, dacă mă întorc cu craci în sus, ia. Ne dăm peste gard și ar trebui să cadă particule acum din ea, mă. Da, nu cade absolut nimic din ea. Cred că mitul este fals, sincer. Sau am dezactivat ceva din setări, dar nu prea cred. Nu cred că am dezactivat nimic din setări, deci... Dacă la voi merge, scrie și voi în comentarii, dar la mine văd că nu funcționează. Următorul mi spune că poți să dărâmi lemnele astea de aici. Hai să vedem dacă merge. Bă, nu o să le dărâm cu mașina. O să încerc să mă urc pe ele pentru că mai este un mit, adică aici testăm două mituri, este nebunie, în care spune că, bă, tu poți să mergi, să alergi pe un buturugă de asta, să alergi așa pe ea și să mergi cu buturuga. Eu nu prea cred că funcționează, dar hai să vedem. Prima dată vreau să mă urc pe ele, să încerc să le dărâm cumva. Da, pare nu se dărâmă. Dar hai să încercăm să le dărâmăm noi cu toporul. Cu toporul, de ce nu? Ia. Ar trebui să meargă dărâmate pe jos sau ceva. Bun, astea nu merg. Astea de aici oare? Da, nici astea nu par să meargă. Dar ar trebui să funcționeze, o frate. Sau n-are fata asta suficientă forță? Stai mă așa că intrăm cu mașina în ele. Nu pot să cred, e mașina încuiată sau ce? Bă. Da, nu mă pot urca mașina asta, nu înțeleg de ce. Nu pot să mă urc în mașină! What? Stai pe loc. Da, trebuie să facem rost de mașină și cred că voi face rost imediat de mașină. Mori, mă. Gata. Bun, avem și mașinuță. Hai să vedem. Dă-te jos din ea că fai de cap. Bă, mi s-au văzut chiloții. Mi s-au văzut chiloții. Iată-l pe ăla are. Stai, bă. Poate scapă ăsta alea. Le scapă? Nu le scapă, bă. Da, nasol moment. Când ne scapă ieși afară, băi, blondo. Așa. Și hai să vedem, mă, dacă putem dărâma buturgile astea. Dacă nu merge, înseamnă că e fake. Bă, aparent a mers, dar trebuia să intri cu ceva forță. Adică fetișcana aia sigur n-ar fi avut n-ar fi avut putere să dărâme astea. Dar nu știu cum să fac să merg eu să alerg pe o de asta. Stai să mă gândesc. Bă, cred că trebuie să le scot de aici cumva. Dar nu știu cum.
Mama, cum stai acolo într-o baltă. Da, nu prea cred că pot scoate de acolo. Sau s-ar putea să meargă dacă vin de aici și bușesc asta exact așa invers, ca să se ducă buturuga asta pe invers cumva. Da, nu știu cum să scot alea de acolo, dați-o bă și voi la o parte. Pot spune că primul mit e adevărat, dar al doilea, nu știu ce să zic, că nu prea pot să scot astea de aici, deci să zicem că e fals sau ceva. Ci că dacă tragi cu arma într-o cisternă, acesta va scuipa, aceasta de fapt va scuipa benzină pe jos. Hai să vedem dacă este adevărat. Da, este adevărat, dă benzină pe jos și îi putem da și foc, cred. I-am dat și foc și cred că o să se facă o mare explozie. Exact. Mare explozie la cisternă. Și s-ar putea să funcționeze și la chestia aia de sus. Așa că hai să vedem, deci mitul ăsta e adevărat. Dar vreau să testez și la turnul ăla de apă de acolo de sus, fraților. Turnul este acolo sus, vom lua o armă automată pentru că putem, așa. Și hai să vedem dacă curge ceva din el. Da, aparent nu curge absolut nimic. Dar mitul este adevărat, dacă tragi în cisternă curge apă. Total adevărat. Uite niște bidoane, ia. Din astea curge ceva? Nu curge nimic din bidoanele astea goale. Nu pot să cred că bidoanele astea goale, dar nu mai contează, mitul este adevărat. Ci că chestiile astea de la parapeți îți pot salva viața dacă intri cu mașina în ele în viteză. Vreau prima dată să vă arăt cum se manifestă. Nici eu nu am testat asta până acum, hai să vedem dacă merge. Ele vor trebui să se strângă, să se ducă până în marginea de beton, cum ar veni ea. Bă, și aparent asta funcționează. Deci asta merge 100%, văd că s-au strâns, deci asta practic îți ia din coliziune sau ceva. Așa că hai să căutăm alte de astea, să intrăm în viteză în ele. Chiar în față avem un parapet de acest gen și hai să vedem dacă funcționează sau nu. Și bă, mi-am luat un pic de damage la mașină, nici nu au o viteză foarte mare, dar să zicem că funcționează. Bă, am mai văzut unul și mai în față, așa că o să-mi iau o viteză mai mare. Și hai să vedem dacă merge. Bun, suntem pe felie. Trebuie să stau pe lângă parapet pe aici ca să fie treaba bună. Și aici ar trebui să fie parapetul. Este și... Bă, da, nu a fost impactul atât de puternic, aș putea spune. Că dacă intru într-un parapet fără de aia sau, nu știu, într-un perete sau ceva, cred că o să fie damage-ul mult mai mare. Hai să facem și testul ăsta, să intrăm pe partea asta în ceva. Uite în asta. Aaa, nu prea a mers că m-a aruncat de pe șosea. M-a aruncat de pe șosea, dar... Dar cred că putem... Uite mă, intrăm aici, în gardul ăsta de frunze. Da, s-a lovit mult mai agresiv de gardul ăsta de aici de la... Bă, aici e casino, mă! Bă, aici e casino, mă! Hai că am ajuns și la casino, dacă e treaba bună, mă, fraților, n-avem ce zice. Următorul mi spune că pompierul este rezistent la foc, așa că hai să-i dăm foc să vedem dacă rezistă sau nu la foc. Da, aparent nu rezistă, văd că la foc și moare în chinuri, așa că nu o să ne mai uităm la el, că urlă, o să plecăm, speram să stingi focul pompierule, dar asta e frate, n-am ce să fac, pompierie și ei oameni, nu? Și ultimul mit pe care îl testăm astăzi spune că dacă arunci cu un bulgăre în mâna unui om, unui NPC, acesta va muri. Hai să vedem. Da, vine spre mine nebunul. Ia zi frate, vrei să-ți dau bulgăre în mână? Da, în mână trebuie să-l lovesc. Cred că o să trebuiască să spawnez eu unul, pentru că ăștia se cam mișcă când faci bulgărele pe ei. Stai pe loc! Nu mișca! Bă, nu moare, mă. I-am dat cu bulgărele în mână și nu moare, mă, bă. E fals mitul? N-ai cum. Deci am văzut un video în care mergea. Ce va ține armata așa, nebunilor? Nu, bă, frate, se mișcă. Stai pe loc, stai pe loc. Nu te mișca. Nu mergem, mă, frate, la asta nu e frică. Stai pe loc, n-auzi? Ui, stai, mă, pe loc. Bine, o să iau pe ăștia. Stai pe loc, deci nu te mișca, atât am zis. Bă, dar stai, mă, un pic să-ți dau cu bulgărele. Da, nu. Mitul nu funcționează, îi dau un cap. Îi dau în freză. Aole, am dat cu pumnul, fugi, bă! Oameni, am dat mare pumn. Ok, și acum, surpriza serii, bă, fraților. Surpriza zilei, de fapt. Deci, treaba e în felul următor. Eu în momentul de față mă pot face pisică. Auzi? Vrei să mori sau ce? Așa, bun. Deci eu în momentul de față mă voi face pisică, pentru că v-am promis că mă fac pisică și o să mă țin de cuvânt. 3, 2, 1 și... Sunt o pisică cu armă în mână. Ok. Nu pot să trag cu arma. Hai să nu mai stau cu arma în mână.
Eu zic că ar fi, că ar fi ok să nu mai stau cu arma în mână. Bun. Și uitați-vă la mine cum sunt o pisică și alerg prin GTA. Și dacă vreți să facem un clip în care suntem pisică full time în GTA, dați și voi și uitați-vă ce pot face. Mă pot scărpina la ureche, bă. Bă, deci eu mă pot scărpina la ureche, asta mi se pare super, super mișto. Mă pot transforma în absolut orice. Hai să nu uităm ca pisică ce se întâmplă aici cu ambulanța asta, mă, ia. Oh, nu, este un om căzut aici. Stai că eu sunt doar o pisică, nu fac nimic rău, ok? Nu fac nimic rău. Oh, nu. Oh, nu. Ce s-a întâmplat cu acest om? Stai că mă mănâncă aici, așa. Deci... Oh, nu. S-a întâmplat ceva, așa-i? L-am văzut pe unul, s-a transformat în pisică și... Da, nu cred că o să mă bage nimeni în seamă. Băi, să încercăm să vedem cum reacționează oamenii la pisici și... Cam atât, nu vreau să vă mai dau spoilere cu pisica. Bine, nici eu nu știu ce face, de ce să vă mint, dar uite, hai să vedem. Uite, ne punem lângă omul ăsta aici. S-a uitat la mine, mă? S-a uitat la mine? Hei, salut! Ce faci? Sunt o pisică. Poți să-l mușc oare de picior, mă? A fugit! A fugit de mine! Nu cred așa ceva. Ia, păi ce fac ăștia? Ia, să uite la mine. Mă scarpin. Ok. Da, văd că nu se întâmplă mare lucru dacă ești pisică, așa că... Da, nu pot să trag, mă, cu arma, mă, frate. Nu pot să trag cu arma dacă sunt pisică, dar s-au speriat oamenii. Bun, de aici să încheiem și noi videoclipul. Uitați-vă la mine ce pisică frumoasă sunt. Dați și voi un like dacă vreți să mai testăm mituri, pentru că sunt foarte multe mituri de testat în acest joc. Da, faza e că durează foarte mult și deja m-a luat capul. Dați un like, abonați-vă și până data viitoare vă pupă pisica, bă. Hai, pa!